Ceți toți emigrăm Mai bine venetici decât argați la securi Bun venit, dragii mei! Eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Dialog cu copilul student în sesiune. Ia zi, Costele, cât ai luat la Call of Duty? E, la Call of Duty sunt bine, am luat nouă și la Counter-Strike la fel, dar am restanțe la FIFA și la NBA, că nu mai da la sport când eram mic și nu mă pricep deloc cu sportul, o să rămân, o să rămân pe vară să... ai bietul copil, vă omoară aia cu cartea, mă! Bine, dialogul nu e real, dar s-ar putea să fie peste 2-3 ani după ce se înființează și la noi facultățile de jocuri video. E mare cerere atât din partea tinerilor cât și din partea companiilor producătoare de jocuri. Prin alte țări există deja și nu e nimic special, e doar o facultate adaptată nevoilor actuale. Da, am înțeles că va exista și o specializare pe solitari pentru cei care vor să se angajeze la stat. Lumea se schimbă, dragilor, mai repede și mai dramatic decât se schimba acum 30, 40, 50, 100 de ani. Nu vedeți? Astăzi ești director de bibliotecă, mâine te pune partidul manager la șantierul naval, cum a pățit o tipă de la de Călăraș. Săraca! Săraca, vă dați seama, doamna a lucrat la un salon de înfrumusețare din localitate, apoi s-a făcut inginer agricol, a fost directoare la bibliotecă. Na, ce să fii ca inginer agricol, iar șefii din partid, niște oameni foarte, foarte răi, vă dați seama, au pus-o acum șefă peste șantierul naval de la 2 mai, lângă Mangalia. Nici dânsa nu se aștepta, vă dați seama, habar n-avea ce soartă îi pregătesc. Liderii partidului. A declarat că s-ar putea să refuze numirea pentru că nu știe ce înseamnă activitatea unui șantier naval. Haideți, doamnă! Nu fiți modestă! Ce mare lucru! Sunteți inginer agricol. Cerealele se transportă și cu vaporul, deci legătura e clară. Apropo de schimbări, Inginerul Liviu Dragnea, îl știți, a lucrat ca șef de Consiliu Județean, de Parlament, de PSD-ul, când era PSD-ul penal, nu acum, când e curat ca lacrima, ce a mai fost? A, tinichigiu la penitenciarul Rahova, e, acum este vlogger pe bucătăreală, da, și a deschis un canal de rețete pe YouTube. Hamsterul, mă, da! Îl și văd când gătește o varză, cum o prezintă publicului. Este o varză neconflictuală, o varză care în permanență a fost dedicată dialogului și care a avut relații bune cu absolut toată lumea. Eu îi spun simplu Veo. Se fură, dragii mei, se fură tot mai multă mâncare de pe rafturile magazinelor, pentru că oamenii sunt tot mai săraci, iar produsele, vedem cu toții, tot mai scumpe. Și stați așa, să mai crească facturile și inflația, o să se fure și rafturile magazinelor. Alea din lemn ajung pe foc, alea metalice ajung la fier vechi. Adevărul e că la prețurile astea se joacă cu primejdie atât guvernanții, cât și hipermarketurile și corporațiile care stăpânesc hrana lumii. Treaba lor, treaba lor. La Petroșani s-a furat o toaletă din parc. Da, hoții au dus-o acasă, dar nu ca să o folosească, nu aveau ce să facă cu ea, ci să o vândă. Uite, de-aia montează primăriile tot mai multe toalete de-alea scumpe, inteligente, domn. Că dacă le fură cineva, se întorc singure la locul lor. Tă! Hai, discutăm în seara asta despre pensiile speciale și banii din PNRR la care renunțăm, despre protestele profesorilor și multe altele. Bine ați venit la Starea Nației! Acum, întreb și eu ca prost, așa, mă scuzați, dar noi din PNRR-ul ăsta cu care ne-am agitat atât de mult, mai luăm vreun ban? Probabil ziceți, ce ai mână-ne-ai înnebunit? PNRR-ul este singura noastră șansă, bate în lemn. Acum, eu bat în ce vreți voi și mai ales pe cine vreți voi. Dar fiți atenți, ci că nu mai luăm două miliarde și ceva, că prea am crescut economic, da, prea ne-am dezvoltat, domne, în ultima perioadă. Prea e bine în țărișoară. Riscăm să pierdem peste 2 miliarde de euro din PNRR pentru că am avut o creștere economică mai mare decât am anticipat. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis în urmă cu foarte puțin timp și clarificări legate de sumele care se reduc. Vedeți, mă, nenorociților ce suntem. În fiecare zi înjurați guvernul. Guvernul ăsta, mă, care a redresat economia. De-aia zic. Acum, întrebarea e, cu pensiile speciale, cum a rămas? Păi vă zic tot eu, că eu întreb, eu răspund. Așa e la emisiunea asta. A rămas că nu mai luăm banii europeni. Da. România a ales pensiile speciale. N-a ales banii. Foarte bine, dă încolo de bani, domne, că nu mai probleme aduc. Valorile astea sunt importante. Și noi ne protejăm valorile, că doar valorile au pensii speciale în țara asta. Deci mai pierdem și acolo vreun miliard și ceva. Hai să punem inflația cât? 20% Cred că mergem deja spre o treime Bani pierduți Vreo 7-8 miliarde așa Dar, dar Stați că aici e șmecheria Noi tot antamăm contracte Da Păi s-a pornit mașinăria de contracte A PNL plus PSD egal lovele Două motoare de tocat fonduri publice Două fabrici de bani nemunciți Sărbătoarea parandărătului deci, ca să știți ce urmează, ei semnează contracte într-o veselie, dar ce nu se va deconta prin PNRR, ghiciți ce? Se va plăti de la buget. Ha! Proștilor ce suntem! Atât vă zic, vom ajunge să tragem linie și să vedem că am dat mai mulți bani de la buget decât am luat prin PNRR. Ah, să nu uit, banii din PNRR trebuie dați și ei înapoi la oamenii ăia. Jumătate oricum trebuia să dăm înapoi, da? Cu o dobândă modică acolo. Mai știți? Mă uitat. Altfel să vă mai enervez un pic cu niște pensii speciale? Ok, ok, nu vă enervez. Ok. Ba vă enervez. Pensie de aproape 8.400 de lei pe lună, dar și un salariu de circa 10.000 de lei. Este cazul unui fost angajat în cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Brăila, care acum e secretar de stat la Ministerul Muncii. Cumulat pe an câștigă aproape 221.000 de lei. Mă întreb cât o avea, 34-35 de primăveri? Na, cheltuiel mar la vârsta aia, domne, e plin de pensionari tineri în România, aproape copii. Te duci pe la Amara, pe la Techirghiol, nu sare unul de 50 de bețe. Știți ce cred eu? Cred că după ce Neamarcel cu Ciucanezu se vor face de rahat în fața UE, pentru că se vor face, vor veni în țară și vor dubla pensiile speciale. Așa, dai dracu și de ambițioși! Îi și văd în fața Comisiei Europene. De ce n-ați învățat, mă, nimic pentru azi? Și ei ca ghioceii cu fruntea în pământ. E, la mișto vă dați seama că ei îi doare la spate. O să vedeți, nesimțirea va ajunge atât de departe încât după alegerile de la anul, pe care deja și le aranjează, apropo, tu iei primăria în localitatea asta, noi luăm Consiliul Județean, hai te pup, ne vedem tot la putere, nici nu vor mai sta de vorbă cu noi. Nici cu noi, nici cu UE, nici cu Banca Europeană, nici cu Banca Mondială, nici cu Comisia de la Veneția, nici cu Papa de la Roma. Orice observație ne vor face unii și alții, ăștia vor băga capul în pământ și vor continua să fure liniștiți. Da? Ca ăia din Mlaști, nici cu bomba nu-i sperii. Deci răspundești eu, problema socială. Am și eu părinți care sunt pensionari, dar eu personal nu fac altceva decât să respect Da? își cere scuze o moare și el părinți, mai duce un ban acasă. asta e tare de tot. Tatăl să muncească la 62-63 de ani și copilul milițian să fie pensionar la 40 de ani. Vă dați seama că sunt destule cazuri de astea. Dar pe fond, pe fond, cum ar spune doamna Turcan, omul are dreptate. Asta e legea. Ce să facă el? Să spună, uh, nu, nu, mulțumesc, eu nu merit acești bani. Sau ar fi nedrept să-i primesc câtă vreme ai mei au pensii de mizerie după o viață de muncă. Nu, ei banii normal, oricare ar lua banii. Nu, nu, nu la voi mă refer, nu, eu și voi nu i-am luat. Clar. Nu! No. Hm. De salariu și pensie specială se bucură și directorul Cancelariei Prefecturii de la Mehedinți, în total 12.700 de lei lunar. O pensie asemănătoare are și un director din cadrul Ministerului Economiei, fost angajat în Ministerul de Interne. A, stați mă, stați bă că știu cum trebuie. Domnul Helvich, tot eu să vă scot, domne, din... Deci, te-ai angajat la SRI, pac, salariu, dar și pensie. Huh? asta e cea mai mișto reformă! Să ia pensie, salariu, sporuri, primă de performanță, de Paște, de Crăciun, de ziua internațională a impostorului, de ziua mondială a parandărătului și, și, atenție, nici să nu vină la muncă! A? Doamne, în ce hal am ajuns! Triste vremuri pentru țara asta, nu? A, să vă zic unde am rămas cu abuzul în serviciu și cu pragul ăla dement. Cum spuneam, cu pensiile, iată, am rezolvat-o. Hai să vedem și cu prostia asta de abuz. În ce privește pragul de 9000 mari, menționat dumneavoastră, noi ne-am orientat uh, la salariul mediu pe economie, este undeva în zona 3 trei salarii medii pe economia națională. Am avut o discuție cu domnul Bogdan și uh, i-am explicat inclusiv acest aspect, pentru că m-a întrebat și i-am explicat că un, un prag simbolic nu, nu rezolvă problema. Te doare mintea, mă, ministrul justiției îi explică lui Rareș Bogdan. Pe bune? Nu ne explică nouă, ne întrebăm toți în țara asta ca proștii, bă, de ce pragul ăla, de ce nu celălalt? Și apare predoiu ca o floricică, i-am explicat lui Rareș Bogdan. Alo, magazia, dar cetățenilor, tâmpiților care îți plătesc salariu, nu vrei să le explici? Mă rog, stați că ne explică domnul Rafila. Eu să vă spun ce aș fi făcut eu. și Să vedem care este un astfel de prag în celelalte țări ale Uniunii Europene. Și încheiam discuția. Cât de tare e asta. Vă spun ce aș fi făcut eu. Păi asta, domnul ministru, mă scuzați, dar pot spune eu. Un mai muțoi cu emisiune la televizor de prea mult timp. Dar matale ministru în guvern. Nu poți să spui așa ceva. Stai toată ziua bot în bot cu ciucă la guvern și cu neamarcel la partid. Vă scăldați în ședințe de dimineața până seara, numai la Vila Lac, Vila Drac, întruniri pe la restaurante scumpe. Și vii și ne zici, bă, știți ce aș fi făcut eu? Ei, ia zi -mă, tată, ce ai fi făcut tu? A, dacă ne-ai fi spus, bă, știți ce le-am spus eu să facă, dar boii n-au vrut să audă? Atunci da, ne-ar fi interesat subiectul și matale, ai fi fost un tip ok în continuare. Părerea mea, ăsta e doar începutul unei guvernări de abuzuri și nedreptăți. O guvernare care va continua încă 5 ani de acum înainte. Cel puțin 5 ani. Am pus-o, da. Că mă mai întreabă unii și alții, plecați pe afară de ani buni, să revenim și noi în țară? Mă voi cal cu toți din gură sau ce? Cum a fi, tot așa -i. Și ce mai face verticalii și influențării pe modă de la Bruxelles? Da, desigur, la Rareș Bogdan mă refer. Contesul internetului va fi audiat ca martor în dosarul Romarm, ci că va da explicații în fața procurorilor DNA în legătură cu achizițiile de materiale neconforme pentru fabricarea măștilor de protecție în timpul pandemiei, dacă vă amintiți. Ia uzi. E, ce credeți voi că a zis pițipongul european? Am fost avertizat că urmează o tocăniță de rigoare pentru ca nu cumva să emit pretenții la rotativă. <laughs> Super! E vânat pentru că prea le zice, domne, prea își bagă el coada, prea vrea binele poporului de acolo, de la putere. Superb! Vedeți? Fix când crezi că mai penibil de atât nu pot fi, că au stabilit recordul în materie de penibil, unii mai găsesc ei, mă, puterea aia să se facă de râs încă o dată, și încă o dată. Auzi, Rareș Bogdan e vânat de procurori. Of, nu l-au vânat procurorii când făcea vanghelioane? când îl mozolea pe Gabi Oprea în direct, brandul, interesul național, ori când intervenea pe la TVR pentru același Gabi Oprea, îl vânează cu procurorii, hă? Mă rog, știți cum e și cu sezoanele astea de vânătoare în justiție. Cum vine ordinul de la... Na. Uh, apropo de penibil... There are people inside your country and partners outside who believe that Romania is giving very little. Well, I'm not commenting on this. You're a democracy, aren't you? Do you have doubts about that? Well, I know, but I do know that in democracies the public expect accountability from the government. Mamă, au dat de pământ la BBC cu maestru la Iurescu. S-a dus nepregătit, ce să? Păi Iurescu credea că e tot aici la noi, domne, la presa serviciilor, presa plătită de partide unde îl întreabă toți, vai, da, dar cum puteți să fiți chiar atât de capabil, domnule Aurescu? Oare vă merităm noi pe dumneavoastră? Vă merită această țară? Îmi permiteți să vă ating pe trabuc? Aveți și puteri vindecătoare? Au sărit fulgii din Aurescu. Auzi, guvernul să dea socoteală cetățenilor. La noi nu e așa, pre domnul ziarist. La noi cetățenii dau socoteală în fața guvernului. Și, și primesc bani de la primărie să facă... să facă copii. În localitatea Mischi, din județul Dolj, tinerii sunt încurajați financiar să devină părinți. În 2019, autoritățile au acordat un stimulent de 1500 de lei pentru fiecare nou născut, după ce în anul anterior au fost doar șapte nașteri. Anul trecut, suma a crescut la 3.000 de lei, iar anul acesta, la 5.000. Numărul copiilor s-a triplat. Doamne, asta e cea mai mare tâmpenie pe care am auzit-o în viața mea. Îți dau bani să faci copii. Și apoi? Adică, e ca la dealerii de droguri. Te ademenesc cu o primă doză gratis, apoi o să ajungi să dai în cap ca să faci rost de bani să cumperi droguri de la mine. Pare că asta e cea mai grea chestie la un copil, să-l faci. Uuuh, oribil, ce? Ce să fac, sex? Uuuh. Câtă prostie! Ce faci după aia, bă? ce le ofere acelor familii? Neaprimare, ai mă crește grădiniță, școală, profesori buni, învățători. Au părinții locuri de muncă bine plătite, transport, apă curentă, ai dispensar în sat acolo, canalizare, gaze, chestii de astea, știi ce zic? Din anii 90 măcar. Nu zic mileniul ăsta. Mai maica domnului, mă uit așa la noi ca țară și vă spun sincer, îmi pierd orice speranță. Suntem din ce în ce mai apatici, ne transformăm în legume, ne-am prostit cu totul naiba. Pare că nimic nu ne mai mișcă, ne-am ne dezumanizat. O scenă de o brutalitate extremă a avut loc într-un microbuz în Bacău. Șoferul a bătut crunt o pasageră sub privirile nepăsătoare ale celorlalți călători. Au filmat totul, dar n-au mișcat un deget să-l oprească pe individ. Imaginile sunt greu de privit și vă pot afecta emoțional, iar lipsa de reacție a oamenilor e de neînțeles. Doamne, Doamne, eu mă rog la Dumnezeu să nu se întâmple așa ceva de față cu mine. Că uite, așa mă duc la pușcărie pe viață pentru tentativă de omor. Deci, animalul ăsta, stupid, îi dă pumnii în cap unei femei, iar ăia de acolo filmează. Șefu, șefu, mai dai acum trei bucăți, te rog eu, că n-am apucat să pornesc înregistrarea. Ia, ia, dai, i Cam despre asta e lumea de azi. Mai repede ai ceva depostat pe internet decât să ajuți un om. Cum să nu te revolte astfel de scene? Cum să poți asista impasibil la așa ceva? Vedeți? Asta fac din noi sărăcia, lipsa de educație, statul pe rețele. Și atenție, încă suntem bine. Da, da. Adică, încă un animal cărând pumnii în cap unei femei constituie o știre. La fel furtul din magazine. Din ce în ce mai mulți români ajung să fure mâncare din magazine. Din păcate, cu toții avertizăm de foarte multă vreme această situație. Populația României este foarte săracă și discutăm de 60-70% din românii care trăiesc la pragul subsistenței, nu la pragul decenței, un trai decent, pentru că discutăm de venituri de 800 de lei. Păi n-ați văzut? Salamul de Sibiu e ținut în safe, cu cifru. Detector de mișcare, vine omul de la pază, îi scanează retina ca să ți-l dea. <laughs> sunt rugile transportate, zici că trece Putin cu gențile cu codurile bombelor atomice. Și pe stradă, te uit, sunt oameni bătrâni care și-au învins ultimul strop de mândrie și îi vezi că cerșesc îmbrăcați decent, mai paliți, mai bolnavi, nu sunt boschetari, nu sunt oameni ai străzii, dar n-au bani, mor de foame în casă. Ce să facă oamenii? Iau de unde e, că nu pot lua de unde nu e, nu? De la 1 aprilie, indicele de referință pentru creditele consumatorilor IRCC va crește la 5,98%. Tot de la 1 aprilie cresc și accizele la țigări. Vor fi majorate și tarifele de distribuție și transport pentru gaze și energie electrică. Eh, și astea sunt alea de primăvară. La vară vor fi alte scumpiri. Deci, acu' e nasol, dar e bine, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Ah, să nu uit! Au apărut multe, multe facturi la energie cu minus. Adică e fix, fix cum am spus aici în toamnă, anul trecut. Am creditat fără nicio dobândă, într-un an de criză, marile companii din energie, care au făcut profituri record. Băncile la fel, că ăștia au banii în bancă. Oamenii au sărăcit record, cetățenii, populimea, dar au împrumutat companiile cele mai bogate. Se rupeau unii din guvern, mai știți, că bă, facem anchete, vor fi pedepsiți exemplar cei care... Ai, ure, praf în ochi și aceste anchete. Îi anchetează și canci. Scumpirile nejustificate din industria alimentară sunt anchetate de Consiliul Concurenței, care bănuiește că 13 producători de unt, ulei și zahăr au făcut cartel pentru a majora artificial prețurile. Voi, dar nu poți să crezi ce suflet au acești oameni, țic, Treaba asta se întâmplă de ani buni. V-ați trezi voi acum cu anchete. Se va lăsa cel mult cu o amendă, da, aia ridicolă, 50.000 de lei. Da, Cam cât fac în 10 minute din hoție La fel aveau ei indicii că băncile au aranjat roborul Aoleo, facem anchetă În ce stadiu o fi ancheta? Cred că stadiul este rece și cu bănuții pe ochi Deci totul e o mafie E sunită. Și haideți că am și o veste bună Da, românii nu vor să iasă din UE Vorba aia Păi bine, băi, ieșim din UE și unde mergem? Hă? Încotro. Cine ne mai ia maică pe noi, cu familie, cu copii? Nici nu mai arătăm cum arătam odată, cur pieile și tencuielile de pe noi, vorba acelui banc. Mă, și ciocă la ușă, după câteva secunde, răspunde domnul Banderas. Bă, un pachet de muști, tăticule, părul proaspăt spălat. Mirosea extraordinar Avea doar un prosopel așa în talie Ca marica, știi, îl ținea în Și în spatele lui O văd pe nevastă mea mă. Goală Na, cum o știu de atâția ani Mă, mi-a fost o rușine de domnul Banderas Face de capul lui ce vrea Și veștile bune continuă la această emisiune Profesorii anunță proteste ha, În sfârșit ci că pe bune de data asta. S-au jurat pe roșu, da, ies în stradă. Mă rog, la ce salarii au, unii profesori chiar pe stradă trăiesc, probabil, că nu-și permit luxul să închirieze ceva. De ce ies profi în stradă? Și ar trebui susținuți, da, cu voi vorbesc, de toți elevii și de părinții elevilor și de studenți și de părinții studenților din România? De bani, vă dați seama că de acolo pleacă totul. Când îi vezi pe unii cumulând pensia cu salariu, cu vouchere de vacanță, iar tu cumulezi oboseala cu parizăru și cu zeama aia de cenușă de-i zic unii cafea, parcă ți se cam taie de viață așa. Ce să-i mai înveți pe alții la catedră când ție ți scârbă de viața ta? Iată ce declara doamna Deca de la România Educată în februarie anul ăsta, adică alaltă ergen. Salarizarea cadrelor didactice va fi progresivă, având la bază salariul mediu brut pe economie. Această prevedere este inclusă în legile educației și avem sprijinul politic al coaliției pentru a o pune în practică. Wow! Tare, nu? Salarizare progresivă plecând de la salariul mediu brut pe economie. Știți cât e salariul mediu brut pe economie? 6800 de lei. Net e 4300 de lei. Salariul profesorilor debutanți este de 2400 de lei net astăzi. Așadar, am fi vorbit despre o creștere consistentă, nu? Dar oare se întâmplă? Nu. Ce a zis doamna Deca în februarie nu s-a întâmplat. A fost fie o minciună fie și a bătut care careva joc de ea. Ești femeie și spune prostia asta pe post ca să te faci de râs. Iată unde suntem azi. Vorba despre articolul care uh, vorbea despre uh, grila de salarizare care ar porni de la nivelul salariului mediu pe economie. S-a agreat. Uh, în discuția cu reprezentanții sindicatelor care a precedat ședința de guvern ca uh, acest, uh, această garanție să fie introdusă în legea salarizării. Așadar, salarizarea profesorilor nu va fi în legea educației, ci în legea salarizării. S-a agreat? Nu s-a agreat deloc. De aceea sunt și profesorii nemulțumiți. Că dacă ne-ai mințit în februarie, de ce nu ne-ai mințit și de 1 aprilie? Iată ce zic profesorii. Liderii de sindicat nu au agreat la discuția portată astăzi cu primul ministru și cu președintele Partidului Social Democrat, domnul Ciolacu scoaterea din proiectul Legii Învățământului Preuniversitat a acelei referiri la salarizare. S-a singură, cred, doamna Ligia. Doamnă, aveți grijă, doamnă. Credeați că vorbiți cu altcineva, dar vorbeați singură, de fapt. Iată cum se vede, deci, dinspre profesori ce spune doamna Deca. Acest delir care se schimbă de la o lună la alta. Mi se pare, totuși, că ei trag de timp, adică trag de timp, Probabil că vor să luăm vacanță și să meargă la vară când pot să adopte orice lege și noi n-am avea nicio posibilitate să reacționăm. Bravo, tată! A surprins perfect domnul acesta. Nu așa fac cu toate. Fix așa trag de timp sau schimbă ceva, dar fără să schimbe nimic. Uite, vă dau un foarte bun exemplu. În primul și în primul rând, rezolvarea inechităților și după care nicio pensie să nu scadă în urmare calculării. Doamne, ne mor pe asta. În primul și în primul rând, în al doilea și al doilea rând, ăsta e delirată. Aici nu avem de a face cu o gândire. Deci, băi, recalculăm, toți vor avea de câștigat, nimeni nu primește mai puțin. Păi înseamnă că se va mări fondul de pensii, considerabil, nu? Ne trezim că vor crește și pensiile speciale. De ce nu? Asta vedem în toate aceste reforme. Reformăm în sensul că o să fie tot cam așa, doar că ne-am certat vreo 2 ani și am creat speranțe aiurea. Așa și cu profesorii. Ce profesor poți spera să atragi în sistem dacă îi plătești cu 2400 de lei? Ce aștepți tu, stați, de la niște profesori plătiți mai prost decât un om care spală vase într-o cârciumă? Următorul protest va consta într-o masă mare amploare la nivel de municipiul București, la care vor participa colegi din întreaga țară. Iar până atunci ne pregătim să dăm drumul referendului pentru declanșarea grevei de generale. Ana! Grevă generală, mamă! Hai să o vedem și pe asta! Alo, domnul profesor, hai că numai gura e de voi, de vreo 25 de ani, așa. N-are rost să mai spunem că profesorii din România sunt printre cei mai prost plătiți din UE. E evident. Are rost să faci profesorat doar pentru meditații. Da, să fii șmecher pe meditații. Faci avere. Pentru că învățământul e gratuit în România, doar că după ce îți duci copilul la școală, trebuie să mergi cu el și la particulară, la meditații. Meditații care nu fac altceva decât să adâncească inegalitățile și să taie accesul multora la licee de vârf. Mă rog, e o discuție pe care nimeni, după cum vedeți, nu vrea să o poarte de fapt. Părerea mea e că educația, ca și agricultura, ca și multe alte domenii, reprezintă o luptă pierdută. Ne prefacem că avem învățământ, dar nu mai avem. Mimăm educația. Când aud în fiecare an de simulări, wow, nimic nu mi se pare că se potrivește mai bine educației românești. Totul e o simulare. Nimic real. Toată lumea aici, da? Ok? Ne-am adunat. Foarte bine, foarte frumos. Haideți, vă rog, un pic mai, mai aproape. Așa, e ok. Puh, ce îmi place treaba asta, că, că nu mă faceți, domne, să alerg după voi în fiecare seară pe holuri, prin dormitoare, până birouri, până bucătării. Mă uitam la parlamentarii useriști cum s-au dus după ea de la PSD care stăteau la o ședință de partid și na, i-au chemat la muncă. Haideți, bă, în parlament, că acolo aveau program. Ați văzut, nu? De 4.28 o să rog frumos să vină la muncă. Bună seara! Vă rog să veniți la muncă! La ora 4 era și un plec! Din respect pentru instituția asta, vă rog să veniți la muncă! La muncă! Na! Na! Nu! Nu așa, mă moștene, mă! Nu așa se face! Eu când zic că ăștia de la U.S.R., n-au, domne, n-au ce le trebuie să. Există metode științifice, mă, prin care poți să-i mobilizezi pe ăștia de la PSD. Te duci în biroul lor și ei cu frumosul tată, în limba engleză, că nu... Dar atenție, pe pozitiv, mă. Adică nu te duci să te lești de ei, bă, putorilor la muncă, bă. Nu, no, nu, no, nu. No. Asta nu merge tată. Pesedistul se știe de 30 de ani, nu reacționează bine la, la critici, la injurii, la... Nu! Pesedistul cu ceafa groasă, incapabil de prea multe sinapse, trebuie lăudat, domne, permanent, încurajat, motivat să treacă la muncă. Uite cam așa. Perfect! Perfect! Uh, Fat! senzațional Perfect! Fat! Perfect! Spit Perfect. Asta. Asta. Perfect. Ați văzut, mă, useriștilor? Așa se face. Bravo! Bravo! PSD! Perfect! Perfect! Dublaj, presion, presion, perfect! Muncă, senzațional, Da. hai în camera aia Hai! Hai! Bun! Perfect! Perfect! Așa, haideți, un pas înaintea celuilalt, da? No, no, da, asta, zi mă, no greșeală! Perfect, perfect! Așa ai dus păștia la muncă, mătată. Cel pe care l-ați văzut, Daniel Borugă, este antrenor de fotbal și lucrează cu tinerii din Arabia. Da? Are diplomă de la FRF, are licență de acolo, sigur știe el ce vorbește. Păi. Heel, pas, 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 pas! nu no problem! Hir, lateral, în lateral. Problem! Ok? Candelari, presiuni! presiuni, triplaj, Tri! Presiuni! Deci, dacă aș face și eu așa emisiunea, aș fi foarte, foarte apreciat, cred. Ciolacu! Senzațional! Perfect! Perfect! Ciucă! Ciucă! Number one, tată! Number one! Perfect! Budăi! Super! Dar nu mai uh, col femei noaptea, da? Hai! Perfect! Bravo, băieți! Bravo! A, a, și mai e o metodă să i mobilizezi pe politicieni. Da. Te duci la ușă, bați. Da, și încep să urli. Mascații! Procuratura! Miliția! În două secunde ai goli sala, tată. Ok. Ce mai avem? 78% dintre români consideră că economia țării este deturnată spre folosul celor bogați și puternici cum ar zice antrenorul nostru din Arabia. Economia, deturnation, lateral, perfect. Problem, problem! La fel, patru din cinci români sunt de părere că partidelor politice și politicienilor nu le pasă cu adevărat de marea masă a populației. Și 8 din 10 români, deci cam tot pe acolo. Cred că sistemele politice și economice sunt disfuncționale. Am auzit aceste date la radio dimineață când veneam spre redacție și pentru câteva clipe vreau să vă mărturisesc că m-am bucurat. Cred că, cred că jobul nostru aici se apropie de final. Am reușit, am, am învins, dragii mei. Oamenii încep să se convingă că realitatea nu are legătură cu interesul public, cu bunăstarea cetățeanului. Dragi români, perfect! Understand bine emisiune, mesaje, nou, no greșeală, perfect, bravo! Apropo de sisteme disfuncționale, un mic producător de legume din Bacău a fost amendat cu 7500 de lei pentru 20 de legături de ridichi. Da, 7500 de lei. Cam cât au luat amendă toate hipermarketurile din România la un loc în ultimii 10 ani. Perfect! Bravo! Autoritățile! Senzațional! Bine ați venit la Starea Nației! Good emission! Senzațional! Perfect! Bravo! Hai! Hai! Nu știu, atât de amestecate sunt valorile în țara asta, că până și șmecheria s-a dus naiba. Nu știi clar dacă ai dat o țeapă sau ai luat o țeapă. E, e comic, știu, dar nu se poate să-i bulversăm chiar așa pe copii. Păi, ce exemple le dăm noi? Ce educație primesc ei dacă nici măcar lecția despre țeapă nu o învață cum trebuie, de mici? E, mă uitam așa la niște băieți care se cred foarte șmecher, la niște cazuri, știți ce zic, să văd să văd pe unde ne mai situăm noi cu șmecheria astăzi. Dar nu, nu vrăjeală de aia proastă, cu mare budăi, cu domne mărit de nimic și recalculăm până moare mortul de plictiseală. Nu. Chestii grele. Imagini scandaloase cu președintele Consiliului Județean Constanța, politicianul a fost filmat în timp ce amenință un agent al poliției locale. Vă anunț că sunteți Bă, înregistrat. Bă, idiotule, lasă-mă, vă vorbesc cu primărul, ia video. telefonul. Sunteți înregistrat Bă, audio idiotule, video, da? Aruncă mintea altul. să vă comportați normal. Bă, ești da? idiot, vorbești cu primarul tău. Mâine nu mai ești acolo, mă, prost, prostă la Cât de prost să fii tu, mă? Eu sunt președinte în Consiliul de Țean. Aruncă mintea să vorbim civilizat. Aruncă mintea să vorbiți Asta da, atenție, asta da, trebuie înregistrată. Bravo! Perfect! Perfect! Uh, o să vă fac acum o mărturisire. Doamne, ce dormi era de un gherțoi de autentic. Puh, pe bune! Când am văzut imaginile, mi-au dat lacrimile. Că mi-am amintit de tinerețe când băieți de genul ăsta tăiau și spânzurau peste tot în țară și când polițiștii se ascundeau în boscheți când treceau ăștia beți morți prin oraș. La volan, desigur. În acele vremuri, poliția era în primul rând poliția lor, a șmecherilor, a primarilor și a șefilor de consilii județene, a partidelor. Azi, bă, azi, orice am zice, iată, sunt multe, multe cazuri de acest fel. Când oamenii, funcționarii simpli zic Bă, nu, bă, ia mai dă-te încolo Nimic mai tare decât astfel de momente în care huidumele politice își arată adevărata valoare Urlă cocălăreala și mitocănia în ei ca turcii la podul înalt Sigur, asta spune totul despre noi, nu neapărat despre ei Că nu se votează singuri să ajungă acolo când vede că polițistul nu cedează presiunilor, Mihai Lupul sună pe primarul Constanței, Virgil Chițac. <gângări> Îl bagă în rahat și pe primar. Da, ești mecher până la capăt, omul nostru. Polițistul i-a aplicat un respectuos Marș, mă, de aici, dar cu cuvinte frumoase Nu așa birjărește Cum mai fac eu la emisiunea asta La fel de tare E ce spune nenea președintele Când este confruntat cu imaginile Iată Da, într-adevăr, am folosit niște cuvinte licențioase Care nu fac parte din limbajul meu Dar, într-adevăr, cred că ar fi trebuit să... Îmi censurez acele uh, expresii datorită atitudinii agentului de poliție locală care mi-a luat estimația. Uh, din cauza, domnul șmecher, aici e din cauza, nu datorită. Vai de... Dar într-adevăr, polițistul a fost provocator. Cum bă băiatule să vorbește atât de frumos cu o pramatie politică chitită pe abuz? Hă? Ce mai păi când vezi provocări de astea, a, domnule, sunt aici în vă rog să prezentați. Nu că ei foc, domne, când, când mai auzi și vă rog, s-a terminat. Iese animalul din tine. Aaaa. Să se cenzureze, cică. El lovindu-l pe polițist. Da, da. Deci îi dai o bucată unuia, după care zici, da, probabil că trebuia să-i vorbesc frumos, dar m-a, -a luat mâna, ăsta m-a luat gura pe dinainte. Vă dați seama ce a urmat, nu? Ia, ia să, la cât de tâmpită țara asta? Ce credeți voi că a urmat? Polițistul local, care și-a dat demisia între timp, spune pentru observator că nu știe cum a ajuns filmarea în spațiul public și că nu a depus plângere pe numele lui Mihai Lupu pentru comportamentul acestuia. Șefii agentului susțin că nu s-ar fi făcut presiuni pentru plecarea sa. No, nu, nu s-au făcut presiuni, nu, domne, nu știți voi, mă, ce presiuni s-au făcut. Deci e totul frumos, polițistul local și-a dat demisia, toată lumea e fericită. Da, deci e cam așa cu șmechereala. Așa sunt toți, prin toate partidele. Ci că ne slujesc pe noi, pe cetățeni, dar vor să fie tratați ca niște vedete sau ca niște mici dictatori. Mor cu ăștia. Numai că animalul politic e în continuare în funcție și probabil, probabil ăsta poate să decidă să urineze pe un polițist în fiecare dimineață în fața primăriei, nimic nu îi se va întâmpla. Să trăiți șeful, continuați! Continuați! Și normal că partidul e foarte mândru. Iată, liberalii își împlinesc această dorință pe care o au de când erau mici să fie și ei baroni, să fie și ei ca pesediști. Să vedem acum ce mai fac șmecherii din dosarul Spăgii de la Otopeni. Au apărut stenograme. Nu o să vă vină să credeți despre cine se vorbește în ele. Despre cel mai mare luptător pentru dreptate, domne, pentru, pentru adevăr, pentru democrație. Un dialog Dintre Ivan George Alexandru este fost director la Compania Națională Aeroporturi București și omul de afaceri omul de afaceri Hardat Sadeh. El este un reprezentant al unei firme care administrează anumite spații comerciale din Aeroportul Otopeni. Am mai vorbit cu Rareș și întreabă omul de afaceri Hardat uh, uh, Sadeh Rareș Bogdan Răspunde George Ivan, da, stai liniștit, garantat săptămâna viitoare. Ok, haideți să vă zic. Atenție, nu-l acuz aici de nimic pe Rareș Bogdan în această speță. Am aflat de-a lungul timpului că mulți stâmpiți pot vorbi în numele tău fără să fi stat de vorbă cu tine, fără să te cunoască. Dar omul chiar e băgat peste tot. Chiar e prieten cu toți. Fix ce vor oamenii de afaceri și oamenii de la putere. Astfel de băieți care are și care se dădeau jurnaliști, dar care făceau legături, rezolvau ei chestii. Da? Oameni care să ungă marea instalație a parandărătului românesc. Cel mai simplu mod de a face niște oameni să facă ceea ce vor unii sau ceea ce sau să tacă, este să încerci să-i legi de niște lucruri cu care n-au nicio legătură, doar pentru a încerca să-i compromis sau de cele e? mai multe ori să-i faci să te retragă. Ce treaba am eu, dar nu înțeleg asta cu aeroportul, nu am legătură cu asta. E, e foarte tare asta cu, dar ce treaba am eu, domne? Păi, hai să ne aducem aminte. Gabriel Oprea, îl mai știți? Brandul, interesul național, l-a sunat pe Stelian Tănase, când era Stelian Tănase director la TVR, și eram și noi acolo, Gabi Oprea îl sună, deci, de pe telefonul lui Rareș Bogdan peste liantă nase să-i spună că nu e, domne frumos, ce zic oamenii ăia răi de pe la știri, de pe la starea nației, despre marele izmenar pensat. Ce a zis Rareș Bogdan când s-a aflat? A, eu, ce treabă am eu, domne? Nu eram unul lângă altul la restaurant, ci ăsta e individul, deci. Sunați de la mine, șeful, sunați de la mine să nu aveți dumneavoastră probleme. Păi să poate. Ok, hai, alte șmechereli. În timp ce accidentele se țin lanț pe șine, aflăm cu stupoare că o rețea de 35 de oameni vindea vagoane de tren pe post de fier vechi, deși ele sunt confecționate din oțel de calitate superioară. Printre ei sunt și foști directori din conducerea CFR Marfă, dar și mai mulți oameni de afaceri români și libanezi. Prejudiciul se ridică la peste 7 milioane de euro. Dosarul a fost acum finalizat, iar inculpații trimiși în judecată cum să nu zici când auzi una ca asta? Cum să nu zici, mă, ce nenorociți? Ce nenorociți? Că am intrat dimineață în ședința CNA, da, da, ăia de la Poșta Română m-au reclamat că am adus atingere imaginii imaculate a instituției. Asta ca să știți cu ce se ocupă ăștia angajați politic și plătiți din banii noștri. Revenind la CFR, bă, vindeți bă locomotivele. Da, și vă decorăm, pentru că o locomotivă mai puțin înseamnă mai multe vieți în siguranță. Pe toate, dacă puteți să le vindeți, ar fi ideal. Faptele din mega dosarul achiziției de toalete pentru căile ferate române s-au prescris. Fostul director CFR, Mihai Nicolaiciuc, a scăpat de închisoare după ce fusese condamnat în prima instanță. Doamne, doamne, Nicolaiciuc, ăsta a furat ceva de, de de. cum să zic eu? inestimabil. <laughs> Atenție, pe vremea când banul avea valoare tăticu, nu ca azi. Acum când auzi de un prejudiciu de un milion, parcă nici nu mai, nu mai întorci capul. Dar pe vremea lui Necolaiciuc, banul era ban tătică, meleonul era meleon. E foarte mișto treaba asta cu scăpatul de închisoare. Pentru ce credeți că avea Necolaiciu condamnarea? Pentru o faptă din 2002-2003. Și luase abia în iunie 2022 9 ani și 6 luni de închisoare pentru achiziția frauduloasă a unor toalete ecologice pentru cefere. Prima instanță. Deci, probabil că mai dura vreo 90 de ani până la decizia definitivă. De aia tot zic aici, dragii mei, mă rog, zic degeaba, da, tot o zic, când ni s-o mai permite să vorbim în țara asta. Treaba asta cu justiția a fost și este una din marile minciuni ale României post-decembriste. Așa a fost întotdeauna, să ai Am citit în weekend o carte despre învățăturile zen. Nu-ți face griji, se numește cartea. Și mă gândeam la Iohannis. Inițial am crezut că el a scris-o, dar nu, nu. Președintele nostru e zen. Ați văzut? Omul chiar nu trebuie să fie creativ sau să gândească, nu. Trebuie doar să repete aceleași lucruri. Și paznicul de la Muzeul Chibriturilor are o muncă mai stresantă decât ce a făcut Iohannis din funcția de președinte al României. Pur și simplu Iohannis se îmbracă frumos la câteva zile, asta când e programul foarte, foarte aglomerat, și iese să vorbească. Nu-l interesează dacă e crezut sau nu Nu-l interesează dacă spune cineva că e frumos sau urât, prost sau deștept, nimic Spune ce are de spus, răspunde la ce întrebări vrea, când vrea, dacă vrea Apoi se retrage în viața lui frumoasă din palat Acu a vorbit a mia oară despre Schengen România are un sprijin masiv din partea statelor membre ale Uniunii și credem că până la finalul acestui an, chestiunea poate fi rezolvată pozitiv. Deci, nimic, cum vă spuneam, credem că chestiunea poate fi rezolvată pozitiv. A dat din gură, practic, a scos și el niște sunete, ca să nu stea cu gura închisă în fața presei din nou. A, a, mai e ceva. Și chiar vă rog să mă scuzați că mă bag pe geopolitic așa cu tupeu și nici nu m-am spălat pe mâini, scuze, dar să știți că pot să vrea toți să ne susțină, cum s-ar zice, problema e dacă vrea domnul Aiurescu. Adică trebuie negociat și cu dânsul. Că cine știe ce mai face cu prietenul lui cu bode, ăștia doi, dacă își pun căpșoarele, desfințează spațiul Schengen cu totul. Ok. În continuarea programului nostru, politic, desigur, urmează scene care vă pot afecta emoțional. Sunt scene cu un om care suferă părerea mea, el nu zice, dar din ce se aude, suferința e îngrozitoare și el la nivel de. e grav. E grav, ce să mai. Noi deocamdată suntem în perioada în care implementăm măsurile din măsurile repetate, pachet scrijin pentru România, implementăm aceste măsuri, suntem ca de fiecare dată de câte ori PSD -a, a fost la guvernare atenția asupra cifrilor și asupra nevoilor cetățenilor. Da, domne, deci să implementăm ce avem, cum am spus, și să avem ce implementa, să na, colectăm ca să măsuri și să măsuri ca să bani și la noi, în echipă, aici, la starea nației, când cineva zice chestii fără sens, îl convingem să bage un medical și să meargă să se caute. Că e stresul mare. Uite-l pe Nea Petrică. Nea Petrică de copil. A neglijat-o, a neglijat-o, a zis că o duce pe picioare și azi e săracul, nu-l mai a nici la remat. Să apurcesc la la un dialog tehnic la nivelul Comisiei Europene și sperăm că... Uh... Ce s-a făcut? S-a purces? S-a porces, poate, că e de la porci, nu de acolo vine? Totul, dar totul e depășit la acest om. Vorbește în arhaisme. Ăștia bubuie cu tehnologiile în agricultură, iar noi îl avem pe cumnatul lui Ienăchiță Văcărescu pus ministrul la agricultură. Mă, tată, mă! Nea Petrică, dar n-ai vrea să ne povestești, matale, cum mai purces să-ți angajezi nevasta și fica la stat? Ia purce de rogu, te mare dregător! Hai... Nu, azi nu vorbesc curât, că am fost la CNA dimineață, m-au pus oamenii aia să mă ascult, să mă văd și... Acum prea sar și o calul uneori. Serios, nu-i frumos. Nu-i frumos. Ce ziceam? A, da, cu petrică de aia. Hai, să bre! Și să rămânem în zona dezorientaților. Este scandal această oră în Parlament, la ședința unde Ministrul PNL al Justiției a fost chemat să dea explicații cu privire la propunerea privind pragul de 250.000 de lei pentru abuzul în serviciu. Parlamentarii puterii nu reușesc să se pună de acord privind suma de la care se va face închisoare pentru abuz în serviciu. Sunt propunerile de 9.000 de lei, dar sunt și alte propuneri pentru pragul de 3.000 de lei, pentru 6.000 de lei sau chiar 1.000 de lei. Pentru că asta se întâmplă când faci lucrurile fără nicio logică fiecare aruncă o sumă. Cel doare gura 3000 numărul diavolului. 666 The number of the beast. Circ stupid și fără urmări. Pur și simplu se pierde timpul. O, o adunătură de băieți plătiți ca să fie varză, confuzi, incapabili. Moro, mă ducă-se. Deși iată, nu se duc ne fac nouă viața amară. Ok, în altă ordine de idei, noi ce mâncăm? Ați ghicit, în presa a început febra cu masa de paște. Vai, ce punem pe masa de paște? Fața de masă, tată. Vai, cât s-a scumpit coșul de produse. Vinde coșul și ia mâncare de banii ăia. E așa o plângăceală și o văicăreală la televizor? Adică pe bune, masa de paște e buba pentru români? Când pui așa problema, se înțelege că noi avem de mâncare, adică ne descurcăm, dar uite că nu putem cinsti cum se cuvine această sărbătoare creștină. Nu tată. Problema e că oamenii n-au ce să mănânce în fiecare zi. Oul, alimentul vedetă al acestei luni, a ajuns să se vândă la prețuri record. Un cofraj de ouă costă și cu 15 lei mai mult decât de anul trecut. Asta, deși în România, prețul unui ou la poarta fermei este în continuare printre cele mai mici din Uniunea Europeană. Cine are interes ca românii să mănânce cât mai scump? Îți vine să dai cu televizorul de pământat. Decât să ne plângem cu măsuța de paște, mai bine ne-am ocupat, zic de treaba asta, spusă din ce în ce mai tare de către fermieri. Cerealele din Ucraina au doar drept de trecere prin România, dar ele sunt vândute aici la negru. În țara noastră funcționează o adevărată rețea a grâului și porumbului din țara de la nord de noi. Totul pornește cu anunțurile, iată, de pe internet, de pe platformele de vânzări online. Vânzătorii, de cele mai multe ori persoane fizice, postează astfel de anunțuri în care vând cantități mari de cereale. Cerealele sunt cumpărate din Ucraina de către o firmă din Republica Moldova. Aceiași acționari au și o firmă creată pe teritoriul țării noastre. Se face o vânzare, mai departe ele se duc chiar la poarta clientului. Există aceste informații, în opinia mea totul e real. Bă, dar până se prind autoritățile noastre, dacă vor să se prindă, se fac niște averi și apoi nu mai e de un să iei pe aia. Răspund niște tâmpiți puși administratori cum a fost și cu achizițiile din pandemie și cu toate. Erau atunci informații clare, calde, că acolo se fură. Ei abia acum se facă, lucrează la niște dosare. Haideți, mă! Haideți, mă! Ideea e că aici, cu cerealele, este omorât sub ochii noștri fermierul român. A, păi hai mă repede să filmăm mă, tată mă Hai mă, să prindem în direct moartea fermierului român Să punem după aia pe nu? Da, aia zice că instituțiile statului fac controle O, oh, da Instituțiile statului au făcut controle peste tot Unde a fost o nenorocire și le-a ieșit că lucrurile sunt în ordine Da, toate bune și frumoase să vă spun și niște date la nivel european numărul de ferme din UE a scăzut cu 37%, da? la 5,3 milioane de unități în 2020, comparativ cu 2005. Adică e ceva, se schimbă lucrurile, e limpede. Pur ce dunii la niște chestii. România importă cam 80% din medicamente, ceea ce înseamnă că în momentul în care ai o vulnerabilitate, România este ultima pe listă care va primi aceste medicamente. Aia, haideți, bă, terminați cu prostiile, că instituțiile țării își fac treaba, da, totul e bine. Am văzut că nu sunt medicamente pentru oamenii care au făcut transplant, băie e criză, se împrumută între ei. Iar domnul Rafila ieri povestea ce ar face el cu abuzul în serviciu. Uite, ăsta e abuz în serviciu. Bolnavi au medicamente și Ministrul Sănătății se interesează de pragul de bani de la Ministerul Justiției. Mă rog, a zis și cu asta cu medicamentele că nu e, domne, chiar așa cum zice lumea. Adică sunt multe situații în care medicamentele sunt depozite și ele nu există în farmacii. sunt și mulți oameni răi și uite așa. Doamne, haosul ăsta nu poate să producă decât mai mult haos. Na. A, și apropo de haos. Pentru un traseu tur rături, bușteni, peștera, de pildă, un adult va trebui să plătească 250 de lei. În acest caz, pentru un copil, prețul este la jumătate. În ceea ce privește tariful de oricare coborâre de la bușteni la babele, costul este de 170 de lei. Doamne ferește, 250 de lei la telecabină? Te duce în București, Cluj? Unde te duce? E nebunia asta, mă, toți sunt să dea un tun. Dacă s-au scumpit toate, păi hai să umflăm și noi cât să poate, până creapă tot, naiba. Dau băieți în prețuri ca la păcănele, tată. Oameni buni, dragii mei, eu n-am emisiune economică la TV să vă spun cum să investiți nimicul, dar pot să vă spun asta. Țineți de fiecare leu, dacă l-aveți, că urmează vremuri foarte, foarte grele. Să nu ziceți că nu v-am spus. Sigur că da, să luăm o Uneori, când vezi anumite știri, îți vine să zici, Doamne, Doamne, parcă nu era așa înainte. Probabil e o chestiune și de percepție, însă e deja demonstrat că instabilitatea și stresul lumii actuale, din ultimii 30 de ani, atenție, la nivel global zic, l-au modificat pe om. L-au alienat cum nu fusese vreodată în epoca modernă. L-au făcut să trăiască într-o vibrație generală negativă, amenințat mereu de pierderi de tot felul, de la loc de muncă, la locuință, amenințat de sărăcie, de anxietate, de prăbușire totală. Tatăl, Horia și mama Diana, în timp ce se aflau cu ea în vizită la partenerul bunicii paterne în Prahova, i-au făcut baie cu apă fierbinte și au opărit-o. Fata, spun procurorii, a suferit arsuri de gradul 2 și 3 pe 54% din suprafața corporală. Apoi, chiar dacă cea mică a dat semne vizibile de suferință, părinții au dus-o la culcare, precizează procurorii. Și, deși aveau obligația legală de a acționa în sensul asigurării accesului de urgență la îngrijiri medicale de specialitate, nu au luat nicio măsură, stând în pasivitate. Șapte ore, Petronela a fost lăsată să sufere. Dimineața, când gazda a alertat ambulanța, nu mai treia. Dacă ești om normal, e imposibil să înțelegi așa ceva. Iar lucrurile devin inimaginabile când auzi că acea baie cu apă opărită era de fapt o pedeapsă aplicată fetiței. Mama se supărase, mă rog, mama, că fetița de 2 ani și 10 luni își făcuse nevoile pe ea. N-aveți impresia că trăim într-o lume tot mai crudă și mai înspăimântătoare? Că omul se modifică, s-a schimbat deja și că această poveste nu e încheiată, ci ne transformăm în, în ceva îngrozitor. 12 ani de închisoare este condamnarea primită de un bărbat din Covasna care și-a vândut propria fică de 14 ani pentru o ladă de bere și câteva zeci de lei. Fata a ajuns pe mâna a doi indivizi care au violat-o și au bătut-o. Și ei sunt condamnați în același dosar. Bărbatul care o cumpărase pentru câteva sticle de alcool a ținut-o în casa lui aproape 3 ani, timp în care a violat-o de nenumărate ori. Și nici nu știi cum să o iei. Cum. Uite, e bine să bagi astfel de lucruri în educația copilului tău, să-i arăți de mic? Că na, noi am crescut în genul ăla, noi mai arăta mă costele copilului așa ceva. Vrei să viseze urât? E, nu știu ce să zic. În 2021, tânăra a fost din nou vândută altui bărbat și acesta și-a bătut joc de ea timp de aproape 5 luni. Adolescenta a anunțat poliția, dar cei care trebuiau să se ocupe de caz ar fi tergiversat ancheta. Acum sunt cercetați și ei pentru favorizarea infractorilor. Asta, asta te scoate din minți de-a dreptul. Vor ajunge oamenii marginalizați, abuzați, să-și caute singuri dreptate să dea în cap. La noi în țară nu vedeți că victima trebuie să demonstreze nene dincolo de orice urmă de tăgadă cu probe video, să-și facă singură teste ADN dacă s-ar putea. Că îi se întâmplă ceva, că e în pericol, că e abuzată, traumatizată, violată. Este foarte mult misoginism în poliția română. Apoi, dacă e vorba despre oameni săraci, marginalizați, polițiștii abia dacă îi consideră sub protecția legii. Am văzut multe astfel de episoade cu nemernici din poliție care nici măcar nu se uită atunci când în fața lor este o persoană săracă. Plus lehamita din instituțiile unui stat în care Lucică Bode e ministru de interne. Ce ar mai fi de zis? Imaginile care au apărut în spațiul public au fost filmate pe un câmp din localitatea Chelința, județul Maramureș. În timp ce o persoană se ocupa să filmeze, tânărul de 19 ani chinuie până la moarte un biet animal. Individul lovește câinele și se oprește abia când animalul rămâne la pământ. Și medicii legiști au rămas șocați de sadismul tânărului. Am convingerea că cine îi face așa ceva unui animal poate să-i facă la fel de ușor și unui om. E doar o chestiune de timp și de moment. Te poți întreba, se vorbește la școală despre toate astea? Că degeaba înveți la școală cum i alcătuit biologic un animal dacă nu înveți și cum să trăiești cu el. Și că nimic din ce se află pe această planetă nu e acolo ca să te distreze pe tine, omul. Și chestia asta cu filmatul, Doamne, este, Îngrozitor. E plin internetul de imbecil care în loc să intervină, filmează. Uite, halucinand de-a dreptul e cazul care urmează. Să nu ziceți că doar noi românii suntem. Pe 6 februarie, o mașină ia foc pe centura Romei. Șoferul reușește să iasă singur din mașină, cu hainele în flăcări. Ați, mai de foc! Madonna, senti în loc să-l ajute pe șoferul, cuprins de flăcări, nenorocitul, ai stingător în mașină, dute, doi tineri îl filmează cu telefonul, trec cu mașina pe lângă el și îl bat jocoresc. Ăștia, doi care comentează pe imagini, sunt acum judecați. Omul a murit la spital. Iar noi, cei care privim, ne întrebăm dacă așa ceva este real. Adic adică sper că la emisiunea asta se uită oamenii întreji la minte să vezi un om în flăcări și să treci mai departe filmând și făcând glume pe seama lui? Și unde? În Roma, în inima civilizației, vorba aia. Așa ceva, mintea mea proastă, nu poate să cuprindă. Băi, haideți bă la emisiune, nu s aude! Ia uite-l și pe ăla. Băi, bețivule, uuuu! Am început. <g cam acknowledge> nu, mă scuzați, mă scuzați. Nu, nu e de la antrenorul ăla cu presion. Perfect! <g Across friend> Senzațional! Nu, nu, nu. Uh, M-am uitat prea mult la ce s-a întâmplat în Parlament astăzi. La acești politicieni. Doamne, doamne, ce nivel! Ați văzut? Vom vorbi pe larg. Câtă prostie, câtă ticăloșie, câte interese au sărit scuipații până aici. Dacă până și pe leșinatul ăla de predoiul l-a apucat strechea, vă dați seama? Deci noi suntem de vină că adoptăm într-un an de zile șapte legi pentru consolidarea agenței justiției și voi care nu faceți nimic, trebuie să ne dați lecții. Mă, mă să arunce cineva un lighean cu apă rece pe domnul și verificați dacă mai e o șoacă în sală. Că o fi mâncat-o domnul Predoiu. Că pragul ăla cu care ne-a frecat o săptămână sigur l-a mâncat. Ori l-a îndesat cineva pe gât sau pe altă parte. A consolidat agenda justiției, auzi A zăpăcit-o trei zile Iar în a patra a consolidat-o Dar nu s-a văzut După care o să vină CCR-ul Și o să-i dea cu pragul ăla în cap încă o dată Da, îl scoate întâi și dă în cap cu el Discutăm imediat, cum ziceam Ne mai liniștim Deci, după noaptea ca hoții Avem ziua ca noaptea minții Ar trebui să vă întrebuie poporul român Dacă sunteți sănătoși la cap. Îl faceți pe Florin Iordache să pară un ministru al justiției cu coloană vertebrală. Altă întrebare, alt prag, altă reprezentație din spectacolul ăsta cu ciudați care se cheamă Parlamentul României și politica românească în general. Am ajuns să ne pară rău după unul ca Orban, vă dați seama? O asemenea mizerie, o asemenea parodie, o asemenea caricatură de dezbatere parlamentară. Să vă crape obrazul de rușine că Orban. cârpele de praful pe băncile parlamentare pentru o conducere și un guvern Ar, fără cap, fără coadă care calcă pregătiți, picioare. domnul Orban, din respect, nu vă închid microfonul. Societate vă rog să microfonul domnului Orban. cum era vorba aia, gura lui Orban adevăr grăiește, nu? Vă dați seama că există în Parlamentul României unii care strigă acolo după un coleg, băi, bețivule, u, aici suntem. Astea sunt leprele care ne conduc. Ăștia fac legi, oameni buni. Încă o dată vedem de ce e nevoie în politică doar de cârpe, de șantajabil, de interlopi, de proști făcuți grămadă, de trompete urlătoare. Ca să ne facem că discutăm, că dezbatem, iar la final să sune unul și să transmită decizia la telefon. Ați văzut cum se votează toate legile în Parlament? E un gușter acolo care face așa sau așa? Și fraierie votează. Dar ce se aude? Auziți ceva? De unde aud eu liniștea asta? Ah, ok, e, e din piață, da. E, e lumea care iar nu s-a adunat în stradă. Să știți că nu mă supăr dacă plecați la protest, acum. După emisiune? Ok, mulțumesc, da. Hai, că le discutăm acum. Bine ați venit la Starea Nației. Bun. De deci ce am ajuns să mai vedem una? Parlamentarii nu mai știu cum să voteze. Mă rog, au uitat ei să scrie, să citească, să dea să rumână la oameni în vârstă, dar mite să voteze. E nevoie de exercițiu, tată. Cu un antrenament la două, trei săptămâni, nu faci performanță, n-ai cum. Ați văzut până la ora asta imagini cu scandalul. Deci, după zile întregi de amendamente și voturi pe pragul pus la abuz în serviciu, parlamentarii au zis, da, ia mai dă-l încolo de prag, mă, că nu ne trebuie. Dar de ce să punem noi prag, mă, tată? Ne împiedicăm de el, facem modern, așa, de colo până acolo, fără prag, fără nimic. Mă, nu era o decizie a Curții Constituționale? Ba da, e o decizie din 2017, care spune pe scurt, Bă, puneți prag. Eliminarea tuturor amendamentelor votate la Senat, inclusiv acel prag stabilit, și propun un raport de adoptare pentru forma venită de la guvern. În acest moment, pentru infracția de abuz în serviciu nu mai există prag a fost eliminat amendamentul votat la Senat, pentru că aceasta era problema societății civile, în primul rând. N-ai cum totul, dragii mei, totul e la mișto acolo. Nu mai zic de treaba asta, Laura Vicol conduce comisia juridică. Tată! Doamne! Nu știu, chiar mi se pare totul la mișto. Ce vă să punem o balegă de cală în mijlocul sufrageriei, să dea frumos? Hai că punem! Hai că punem! Genul ăla de răzbunare pe societate. A vrut societatea civilă? Noi ascultăm de societatea civilă. O, oh, da, știm, cum să nu? Mă, da, Gusti. Ce zice domnul Gusti Zegrean, fostul președinte al CCR-ului? Abuzul de serviciu este abuzul de serviciu, indiferent că ai, ai câștigat 10 lei de acolo sau 10.000 de lei sau milion de lei. Nu poți să spui că un funcționar care ia numai 10 lei sau 3.000 de lei, cât are el salarul, este cinstit și ci celălalt care ia cu 500 de lei în plus este necinstit. Este, este un lucru care eu nu pot să-l înțeleg. Ah, mulțumim! Ne-ai lămurit bușten, breșima tale! Cert e că s-a votat așa, fără prag. Deși ei s-au strâns acolo să pună prag, ca așa a zis Curtea Constituțională. Nu, nu, tot, tot, singur trebuie să ne dumirim, să înțelegem. Să... Haideți un pic, vă rog, să ne amintim materia, da? Că eram toți doctori în drept cu ceva timp, dacă mai știți. Întrebarea pentru seara asta e următoare. Abuzul în serviciu e despre luat? Ia să vedem. Cine răspunde? Ia, acolo. Bine ați revenit la bucătăria de acasă cu Liviu Dragnea. Cred că mă cunoaște, sper că mă cunoașteți. Vă cunoaștem, cum să nu vă cunoaștem, dar dumneavoastră nu erați la brutărie? V-au promovat la bucătărie? Să-l lăsăm în pace pe domnul Dragnea. Are dânsul un plan cu gospodinele nostalgice. Să-l lăsăm în pace că o comite singur. L-ați văzut. Uh, deci, lăsați, vă mulțumim, domnul Daddy Cook, cum era și piesa. Uh, Daddy, Daddy Cook, Daddy, Daddy Cook, eh, uh, Bonnie M, nu, no, chestii vechi, tată, nu, nu știu copiii din ziua de azi. Slagăre adevărate. Bun, să revenim. Băi, băi, e abuz un serviciu despre luat, despre tabarele Congresul? Îmi aduc aminte când am pornit programul Tomata... Nu, nu, nu! Mă, șefule, ne lași un pic? S-a ales praful și de programul Tomata și de toate! Tot da e acolo! Da, nu s-a schimbat nimic la agricultură! Ah! Fiți atenți! Acum mi-a picat! Cred că de -aia a trecut în bucătărie hamsterul că vrea să-i se adreseze lumea în continuare cu șef. O să deschidă și un local ceva uh, by chef Liviu. Deci, șef, vorbim mai încolo despre bucătărea la matale, Da, promit, lasă-ne să ne lămurim cu abuzul ăsta în serviciu. Că din cauza matale am ajuns aici. Să batăște ăștia în Parlament, nu vezi? Deci, deci, este abuzul în serviciu despre luat? Hai că n-a mai apărut. Ok, ne-a lăsat bucătarul să lucrăm. Că dacă e despre luat abuzul în serviciu, atunci se numește furt, dragii mei. Și furtul, ce să vezi, da, a fost o surpriză mare și pentru mine, încă apare în codul penal. Da? Furtul este o altă infracțiune să citim așadar din lege ce e abuzul ăsta în serviciu. Articolul 297 din noul cod penal. Abuzul în serviciu, infracțiuni de serviciu. Citez. Fapta funcționarului public care în exercitarea atribuțiilor de serviciu nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă, ori o răvătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Deci! Ce mare fericire a fost pe străini și pe aceste rețele? După ce m-au luat pe mine, m-au ridicat, Ok, nu scoatem la capăt. Ok, șef, dacă tot te bagi precum fasolea în teacă, măcar ajută-ne. Deci, luăm exemplul domnului Dragnea. Da? L-au ridicat, cum zice el, pentru că a furat bani? Nu! Definiția abuzului e clară. Nu se spune că funcționarul primește ceva. Asta din simplul motiv că dacă primește ceva, e mită. E infracțiune pedepsită penal cu închisoare. Știți ce îmi place? Că noi românii, după ce ne certăm așa vreo lună pe un subiect, ajungem la final să ne întrebăm, bă, 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 bă. stați puțin. De ce ne certam noi? În speța asta, de ce ne trebuie prag? Da? Dar ce naiba e la mă, abuz în serviciu? Și dacă tot am ajuns aici, ce este omul? Ce sens are viața? Pe bune, adică vine cu ciolacul și spune, băi, gata, mă, anulați tot. Vă dați seama, dacă ăștia erau constructori, ăștia din Parlament, o săptămână construiau, două dărâmau și cereau și bani, că au muncit. De fapt, cam așa arată toată România, nu? am vorbit cu președintele Partidului Național Liberal și amândoi asupra am decis, de acord, că, iune. am decis că susținem propunerea Ministrului Justiției. Eu, nu am, eu cu domnul Nicolae Ciucă n-am vorbit despre o sumă. Am vorbit despre o propunere a Ministerului Justiției. Nu mă întrebați pe mine ce s-a schimbat. Da. Eu v-am spus ce am susținut public o, oh, vai, ce atitudine de... Dar nu mă întrebați pe mine, domne vă rog eu. Eu sunt specialist în furnici roșii de lemn. Ciolacu pur și simplu ne spune că el votează ce îi se dă de la specialiști. Nici nu vrea să audă altceva, nici nu vrea să înțeleagă subiectul. Nea Marcele, specialiștii sunt, mă rog, nu e cazul la noi... Dar specialiștii există ca să te facă să înțelegi pe tine, politician, problema adecvat. Da? Ei îți dau coordonatele în care tu gândești problema respectivă. Dar matale trebuie să gândești și să iei o decizie, având la dispoziție toate informațiile de la acești specialiști. Pentru Neamarcel, specialiștii sunt ăia care îi pun în față o foaie și îi zic semnează. Și el semnează sau votează după caz. Bre, ăia sunt securiști, nu specialiști. Colegii au fost informați de domnul Predoiu și domnul Predoiu, normal, fiind ministrul justiției, să explice de ce a venit cu propunerea de 9000 de lei și cum este abordarea. Susțin varianta specialiștilor, nu a ministerului justiției. Voi mai pricepeți ceva? Cum adică susțin varianta specialiștilor, nu a Ministerului Justiției? Păi, specialiștii unde sunt, mă, la Ministerul Sportului? Are Neamarcel o cameră cu specialiști acasă, Hă? Sunt șomeri, boschetari unii, nu muncesc niciun în domeniu, dar Neamarcel în ei are încredere. Nu face nimic fără să-i consulte păștia. Asta ne spune Ciolacu, nu? că nu există specialiști în Ministerul de Justiție, ci în altă parte. A, bine, pe vremea lui domnul Ciordache, puu, gemea Ministerul de Specialiști, domn'i, stăteau pe holuri, pe acolo, nu mai încăpeau prin birouri, ce să uite așa ciorchine erau. PSD-PNL au optat pentru scoaterea din textul uh, respectiv fix a acesta din În dosarele penale care au ca obiect aceste infracțiuni, corupție, evaziune fiscală, bineînțeles cu, cu un anumit uh, prejudiciu și în care există interceptări făcute de SRI, nu se vor mai putea folosi acele probe. Asta, dragii mei, este una dintre marile nenorociri ale României. Nu, nu, nu la Stelian Ion mă refer. El e una mică, o scamă, o... pe scurt. Au eliminat interceptările SRI din dosarele de corupție și evaziune fiscală. Dar, dar au anulat amendamentul. De ce? Că au sunat Ciolacu și Ciucă. O spun pentru a nu știu cât oară. Interceptările SRI au legătură cu lupta împotriva corupției, doar în capul unuia Castelică Ion. Ce se întâmplă de fapt? Vedem asta la fiecare dosar. Se iau mandate de interceptare pe siguranță națională, ascultă pe cine vor ei, pe cine vor să facă ei, apoi informațiile din acele înregistrări sunt folosite de serviciul român de informații, de alți politicieni, de oameni de afaceri, ca să-și aranjeze ei businessurile sau să-i dea în cap vreunui om politic. Doar despre asta e vorba în aceste interceptări. N-ați văzut ce vorbea oia prin interceptările de la otopeni? Că uite, m-a sunat Grindeanu că a primit informări nasoale de la serii despre tine, că ai... Dragii mei, discutăm și despre asta pe larg imediat. Dar dacă ăla acolo nu mânca borș în discuția aia, Grindeanu ar face bine să-și exerseze talentele culinare pentru când va ieși. Cum naiba se face că ei mandate pe siguranță națională cât americanii, dar nu găsești nimic pe siguranță națională? Hă, cum? De ce nu se fac aceste interceptări de către poliție și procuratură? Duba, aparatura, acolo angajează oameni. Ce treabă are SRI-ul cu asta? Vedeți, țară de oameni mici, mă fricoși, și mulți, prea mulți gradați mă rog, ei, oamenii politici, sunt doar victime nevinovate în tot jocul ăsta de, de putere și relații și... Uh -huh. Nu mai sunt Petru, zic noi acolo. Încep cu o glumă. Acum două săptămâni, un prieten medic, m-a anunțat, mă liniștea că peste două zile îl operează pe vărul meu și că îl face bine. Și s-a blocat când i-am spus că eu n-am niciun văr. Când am verișori. Și omul să-și că e vărul meu, că așa a ajuns la el, că e vărul meu. Nu zic așa o fi, da neamia e, De-aia i-ai trădat pe unii și pe alții când au fluiera băieții cu epoleți? De-aia i-ai tras-o lui Ponta după ce i-o trăsese și lui Dragnea? Că n-ai avut ameste cu nimeni și cu nimică? Matale, ești doar un băiat îmbrăit la îndrăgostită politică. Cine? Ciolacu? Ce știe Ciolacu despre asta cu otopeniu? Ia să vedem. Hai. Nu cunosc și n-a avut nimeni deci o astfel de discuție. Vă rog. Dar Până. niciodată. Nu cunosc aceste personaje. Până. Și mă bucur că se face ordine. Terminați, mă. Păi domnul Marcel nici nu știe unde e aeroportul Otopeni, mă. Deci omul chiar nu știe nimic. Bucureștiu? Îmi pare rău, dar habar n-are. Știe că e undeva în nordul Transilvaniei, dacă am atât pe dânsul de, de covriș de aia de buzău să-l întrebați dacă vreți. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră știți pe ce planetă suntem noi. Nu. Nu se poate. Nu sunt aici. Ce mai voiam să vă întreb? Voi ați intrat vreodată pe contul de Facebook al lui Ciucă? Lume! Distracție e puțin spus. E, e viață, domne, ceea ce nu te-ai aștepta văzând personajul. Sunt oameni acolo, cetățeni, da? Cetățeni care comentează. Domnul Ciucă, dumneavoastră sunteți adevărul, calea și viața. Altul zice, vă mulțumim că existați. Sau, sau, sunteți cel mai frumos om de pe planetă după Brad Pitt. Exagerez, bineînțeles. În sensul că e cel mai frumos după Ciolacu, nu după pff, Brad Pitt. E, ce voiam să vă zic? Au luat jurnaliștii conturile astea la mână. Toate pupăturile în fund vin de fapt de la conturi false. Da, cred că au buzele foarte reci. Adică? Adică niște bani din banii noștri sunt plătiți de la partid unor ferme de postaci ca să-l pupe în fund pe întâiul pensionar special de la Palatul Victoria. Uah, știu, grețos, grețos. E vizibil că mai repede lauzi un pet cu bere caldă decât pe unul care nu e în stare să lege două cuvinte nici când citește de pe foaie. Și acum, șef, șef Liviu, gata, am ajuns la matale. Că văd că nu te potolești, bre, ai mai pus o rețetă. Știți cât va dura treaba asta, nu? Până când domnul Dragnea, va aduce una, două femei de la cantina de ajutor social să-l ajute acolo cu bucătăreala. Și atunci, op! încă doi ani jumate la atelierul mecanic. Chiar eu, eu, la asta m-aș fi așteptat, să-l văd că face... Na, prezintă ceva din atelier, din tinichigerie, știți ce zic? Încerc prin aceste rețete pe care vi le prezint să conving de în ce în ce mai mulți români să gătească românește, să gătească acasă, să gătească sănătos, să folosească cât mai multe legume proaspete. O să călim întâi ciupercile după ce uleiul s-a încins. Eu folosesc doar ulei de măsline. Ni, ni, urr, pișcă frâna cu uleiul ăla, bre, ce dacă-i de măsline? Ok, se vede că Dragnea a mai gătit la viața lui, se vede. Dar tot ce a zis aici arată că, politic, e același nene de pe altă planetă. Mulți oameni nu mai gătesc acasă pentru că nu mai au când. De ce? Ca să fie productivi. Apoi, despre treaba cu gătit românește. Domnul Dragne, serios? Prăjeli cu alte prăjeli și mai ce? Ce din bucătăria românească e sănătos? Nu vă uitați cum arată părinții bunicii noștri. Uitați-vă pe stradă. Puțini oameni mai păstrează forme care să aducă aminte de un corp normal. Nu sta așa. Puff. De ce? Pentru că sărăcie, în primul rând, pentru că probleme, pentru că mâncare foarte, foarte proastă, de proastă calitate dar și pentru că lipsă de educație în școală, în societate și și o cultură culinară locală care n-are decât foarte puține puncte comune cu sănătatea. Ce patriotism tâmpit e ăsta la mâncare? Într-o vreme în care, atenție, oamenii săraci nici nu știu ce să mai cumpere, că e un cartof nou 15-20 de lei, te bași la rate, naiba. Mă rog, eu aștept episodul când Dragnea îi trimite pe Grindeanu și pe Ciolacu la Belina să-i aducă un pește proaspăt. Altfel, frumos destin și la domnul Liviu, nu? Voia să fie președintele României și a ajuns patriot culinar. Șef Liviu, mă scuzați. Daddy, daddy cook. Donație inedită pentru primăria municipiului Roman din județul Neamț. Un bărbat a depus o cerere pentru a dona instituției un copiator Xerox. Acesta a luat decizia după ce a fost pus pe drumuri pentru a face încă două copii Xerox, pe lângă cele pe care le avea deja depuse la dosar. Păi nu ziceau ei ăștia de la stat că gata, au murit copiile? Nu s-au digitalizat nici acum după 2000 de ani de digitalizare românească? A, dar să-i vedeți acum, că dacă vrei să le donezi ceva, se supără, îți fac dosar imediat, te târăs prin tribunale. Da, păi lasă-mă numai donatul, fac ei licitație, cumpără ei o imprimantă cu 2 milioane de euro și după aia o țin în cutie patru ani. Că au fost prea proști ca să se gândească la faptul că le trebuie și toner. O treime din copii și-ar dori să învețe în străinătate, și peste jumătate dintre copiii români intenționează să plece din țară sau să se stabilească peste granițe. Păi, așa ceva? Am tot zis noi aici, dar uite că merge belea, domne, proiectul ăsta, România Educată. Alungă copiii mai ceva ca războiul și molima. Peste vreo 10 ani, după ce o să intre România Educată ca lumea pe felie, cred că vor pleca mulți să facă și grădinița în străinătate. Pur și simplu, nu vei mai vrea ca învățământul românesc să-ți atingă copilul. Și nu, nu mă refer aici la cadrele didactice. Ele sunt primele victime. De multe ori, din păcate, la propriu. Dacă ați văzut episodul de azi cu profesoara înjunghiată de un copil de 16 ani. Și tot legat de România educată. Explozia demografică din Otopena a dus la o problemă uriașă în școlile din oraș. Copiii au ajuns să învețe chiar și în trei schimburi. Durata cursurilor a fost redusă. Pentru elevii din clasele a 3 -a și a 4 s-a inventat ora de 20 de minute. Sunt clase care au chiar și 36 de elevi. Nici în aceste condiții nu e loc și timp suficient pentru desfășurarea normală a cursurilor școlare. Superb, nu? Ore de 20 de minute. Dar puneți mă schimb de noapte. Noaptea ce are? Așa ar fi frumos. Pleacă mihăiță la școală de la 11 noaptea. Clasa a 4 -a, tată. Sau, sau mai bine, unii să facă ore în pauzele altora. Da, 10 minute ora. La școala generală, în pauze, să facă ore clasele 1-4. Fiți atenți la ce mă gândeam. Cam totul e scandalos în România, nu? Doar că atunci când iese scandal, nu prea ne place. Nu știu ce să zic. Cine? Da, cred că-l aud pe Simion. Îl auziți? Scandal în Parlament cu vicepreședintele ASF. Știți, supravegherea financiară și falimentul Euroins. Ia. Cum meritați dumneavoastră bonusul performanță? În condițiile circului eu nu pot să răspund la bonusul. domnule, 10.000 de euro pe lună. Păi eu credeți că ați fost performant? A, da sau nu? Da. Da. auzi, în condițiile circului eu nu pot să răspund. Foarte bun, foarte bun a fost Simion. Bosule, la 10.000 de euro pe lună, răspuns și dacă ești sub apă, nebunule. Vai de mine, deci îl deranja circul pe el. Circ e ce faceți voi la SF pe atâția bani, mă? ăla ai circul. Și iată, da, asta e atitudinea unora care nu răspund decât în fața lui Ciolacu, Ciucă și a serviciilor, bineînțeles, că nu suntem, bă, țară bananieră. Da, mă, da, merit, bonusuri, prime, tot. Merit, ce vor mușchii mei? E, puneți-l pe ăsta de la ASF în balanță cu ce urmează. Întreținerea ale de fior reci bucureștenilor, aproape 400 de asociații de locatari din București au restanțe uriașe adunate peste iarnă. Mi-e și frică să mă uit la tabelul acolo, așa de... Vai capul nostru, îmi tremură picioare și mâinile când mă gândesc. Mă, nu mai puțin. Nu mai au uite de acum de luna trecută, n-am de că jumate de medicamente. Apelează la soluții disperate. Plec de acasă, mă duc și mă plimb ca să nu stau în casă cu un hmm? se cam scurge sângele din tine, nu? Oare Iohannis îi vede pe acești oameni? Deciu deci eu că nu întreb, că nu vreau să văd cum îi transpiră gușa spunând niște prostii mai mari decât el. Ăștia, mă, socialiștii, stânga noastră, autentică, patrioții economici, ciolacul, dezorientatul ăla de budăi, iată guvernarea voastră cât de bună e. de zic, răbdător popor, foarte răbdător. Zici că e mort. A răbdat pe timpul lui Ceaușescu, acum nu mai răbdăm. Ne ajunge, ne-a zis că tot la os. Băi, băi, mai dăm o tură la conductă? Cum care conductă? Ai a spart zilele trecute cu stenograme din afacerea Otopeni. Hai să mai vedem ce e pe acolo. Mergem? Șpaga de la Otopeni, cum să-i spunem? Zi de zi apar noi stenograme, după cum pot și jurnaliștii să umble prin dita mai dosarul. Am înțeles că sunt vreo 400 de pagini de interceptări. Cum s-a ajuns la acest dosar? Investigația DNA a pornit în urma unui denunț făcut de fostul director al Companiei Naționale Aeroportul București. George Dorobanțu s-ar fi plâns că e șantajat, dar și că secretarul de stat de la Transporturi Bogdan Mândrescu i-ar fi cerut demisia. Altfel spus, au fost dați în primire băieții. Mă duc la Marcel și l-am rugat să-l sune pe Grindeanu, să facă asta, să-mi dea și mie o prelungire 3 5 7 ani. Unde? La aeroport? La aeroport. Și îmi zice după câteva zile, trimite pe, primite pe cineva cu care să țin legătura acolo. În speță, Freddy. După o săptămână zice, domnule, e supărat Marcel. Ce s-a întâmplat? Că uite, m-a sunat Grindeanu că a primit informări nasoale de la SRI despre tine. Că ai... Cine? Grindeanu a fost? A primit de la SRI despre tine? Da, da, de la SRI. Da, da. Frumos, nu? Elui lui Cătălin Lăscuți se spune regele duty-free-urilor. Hardan de ăsta e și el om de afaceri, mă rog, vedeți și voi ce afaceri, dar e martor. De ce? Că i-a dat și el în primire pe ceilalți afaceriști. Nu mai există, bă, nici afaceriști de onoare în țara asta. Ați auzit discuția, da? Bă, nu te are SRI-ul la inimă. Personajul principal al acestei afaceri cu mită de 22 de milioane de euro e Cristian Bălan, descris de procurori drept o persoană fără calitate specială, prieten cu Rareș Bogdan. Despre Bălan ăsta se vehiculează că ar fi fost ofițer SIE și că ar avea influență la Sorin Grindeanu. Ăsta e deci personajul principal în dosarul mitei de la aeroport, fiind menționat în majoritatea interceptărilor realizate de DNA. A, știți ce a zis Rareș Bogdan? De unde sunt prieteni și tot restul? Au fost vecini. Da, mă, tată, ce, ce, coincidență, auzi? Uitați discuție despre acest bălan vecinul lui Rareș Bogdan. Dar bălan ce lucrează? Ce face el? Băi, bălan e din grupul ăla plecat din SIE, care la... Din SIE? Da, da, care a plecat la Viena. Păi toată ziua pleacă la Viena. Au grupul ăla, fond de investiții cu nu știu ce, sunt niște securiști periculoși. Ei mai au niște firme, de exemplu, ca să înțelegi, nu știu dacă știi că România a avut o echipă de 15-20 de James Bonds care au renunțat la ei, agenții ăia, crime plătite, nu știu ce, de dărâmări de guverne. Deci, un securist, un băiat plecat din SIE, nu știe nimeni cu ce se ocupă exact. E, da, chestia asta funcționează bine de tot în România acești băieți care fac legături între servicii, politică, afaceri, da? bani. Să iasă banul. Cei care stabilesc traseele, da? traseele acestor bani. Cei care au protecție din mai toate părțile. Și șpăgarii, vedeți, își fac griji. Bă, bă, dăm o gălăgie de bani, dar oare suntem asigurați și noi pe o perioadă de 5-10 ani, pe cât? Ca să schimbă dracu' puterea și rămânem cu chiloții în vine, nu ne recuperăm șpaga. Dar să știi dacă mâine cade guvernul sau nu. Exact, un an. Un an poate, pentru că asta se poate face. Dacă se schimbă la primăvară rotativa și o iau ăștia la alții. 10 ani. Până și șpăgarii neamarcele au frică de rotativă asta. Tuturor ne este frică, dragi corupți, dragi oameni de afaceri care n-aveți nicio legătură cu afacerile, tuturor ne e frică de rotativă. Tot văzând astfel de stenograme și cazuri, nu pot să nu te întrebi, mă, nu cumva ăsta e profilul omului de afaceri român? De afaceri grele, zic. Ăștia cu foarte mulți bani, care nu fac uh, videochat Nu cumva ăsta e omul de afaceri greu, ăla care se știe cu băieții de la servicii și care poate să discute rapid cu, cu un Grindeanu sau cu un Rareș Bogdan să-l să rezolve și pe el cu o prelungire de contract fără să se mai facă licitație? Cifrele sunt reale, asta e limpede. Nu poate nega nimeni. Atât era și paga. 22 de milioane de euro. Un munte de bani. Întrebarea e, nu de asta stau ăștia la putere? Nu cumva toate contractele cu statul așa se fac? Nu cumva adevărata meserie a politicianului român e să-și ia partea din acești bani? Nu asta înseamnă, de fapt, să fii la putere? Că prea se înghesuie ăștia. Nu știu ce ziceți voi, dar eu, așa, cu experiența mea, zic, bă, da, chiar așa se face, chiar așa fac ăștia, chiar așa sunt acești băieți. Fuh, și noi ca noi, oamenii, da, de când am făcut loc în viața mea plantelor, pomilor, na, un solar, o livadă, o mică plantație de căpșunele, altfel văd situațiile astea cu vremea extremă. Și aici, în sud, e bine, tată. Ați văzut probabil ce se întâmplă în nord. Iadul alb din aprilie. La Nins ne încetat toată noaptea, iar autoritățile au fost nevoite să închidă drumurile din județele Iași și Botoșani. Nici echipajele de prim ajutor nu au avut o Întreaga noapte au preluat cazurile medicale cu șenilata și sau i-au salvat pe șoferii și pasagerii rămași captivi într-o Doamne, cod roșu de ninsori în aprilie, ce nu s-a pomenit niciodată pe la noi. Sigur, primul impuls e să zici clar, efectele încălzirii globale, domne. Doar că specialiștii nu sunt încă de acord că despre asta e vorba. Uite, din newsletterul Remediu, eu am aflat că mai degrabă vremea asta ține de variabilitatea naturală. Mai mulți cercetători de la Administrația de Meteorologie, da, mai avem câțiva oameni acolo, au scris un articol prin 2019 în care au analizat un caz de viscol de la sfârșitul lui aprilie 2017. Și mai există documentate cazuri asemănătoare în 1888, 1893, dar și mai recente, aprilie 96, de pildă. 96, când am terminat eu liceu. Mă pregăteam, dar nu mi-aduc aminte. Avem și vești bune, însă. Șase universități din România au fost incluse în clasamentul celor mai bune universități din lume. Nu, nu. scuze, nu. Nu, mi-a rămas gândul la facultate și la... Nu, 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 nu. Uh, știrea era că șase români apar în clasamentul celor mai bogați oameni din lume. Dar ce se întâmplă, domnule? Erau au crescut ăștia pensiile speciale sau care-i treaba? Bine, și cu clasamentele astea, de câțiva ani se spune că cel mai bogat om de pe planetă e de fapt Vladimir Putin. Nu oia de prin clasamente. Păi îi trebuie un batalion de soldați ca să-i numere banii și proprietățile. Ăsta când se plictisește nu-și cumpără vreo mașină, un avion sau mai știu eu ce. Nu, tată. Pur și simplu se duce și își mai ia câte o țară. Ah, încă ceva. Oare există și clasamentul celor mai proști oameni de pe planetă? Că aș avea o propunere din România. Pe băiatul ăla, fiul unui tip care a făcut miliarde de euro din sucuri acidulate și pline cu zahăr. Da. Întrebat dacă bea din acele mizerii, copilașul a spus, e, eu vi le-am dat vouă să fac bani, doar nu-s prost să le consum eu. Cred că asta e cea mai mare pedeapsă pentru un părinte. Să tragi o viață întreagă ca să adune avere și să ți-o risipească niște copii de care n-ai avut timp să te ocupi și ai crezut că banii rezolvă tot. Eh. Dacă vă căutați de lucru și le aveți cu Coca, aia din făină, mă, nu. Da? Luați un bilet dus către Veneția. Se caută brutari. Am dublat salariile, dar tot nu găsesc angajați, spune un patron de acolo. I-au zis domnul Dragnea: "Dita mai oportunitatea, domnule." Deci în Veneția e mai bine la brutărie decât la bucătărie. Plus că se schimbă și asta cu bucătăria, cu... A apărut și la noi un restaurant în care clienții își prepară singuri mâncare. E foarte bine. E Asta e un fel de distracție, așa. Să vedeți când o să începem să ne facem singuri operații pe la spital. Când o să conducem noi locomotivele CFR-ului. Când o să ne construim singuri șosele. Ah, nu! Stați, că asta deja se întâmplă. Iată, mi-a trimis cineva niște imagini. Un autobuz plin cu călători rămâne împodmolit în noroi, iar pasagerii coboară să improvizeze o cale de ieșire cu bolovan și pietre. Pietrele fiind luate dintr-un șantier, de la altă lucrare. Probabil că asta e calea. Compania de drumuri o să lase din loc, în loc, niște mormane de pietre, o mașină de asfalt, na, câteva utilaje, iar noi ne apucăm să construim. Haideți, că pe asta o mai avem pe săptămâna asta, discutăm despre mafia scumpirilor, despre cât de incompetent e statul român și în cu refugiații ucraineni, dar și despre educație și influenceri. Că e plin de modele, da, de la Dan Negru, care vrea exmatricularea derbedeilor, până la celebrul Zani, despre care am auzit prima dată acum, el propune ca Ana Morodan să fie bătută și închisă în lanțuri. Atât potuni. Bine ați venit la Starea Nației! E, ca să ne înțelegem, în lumea asta se profită de orice. De războaie, de boli, de pandemie, de fericire, de nefericire. Se profită inclusiv de sărăcie. Se fac bani din sărăcie și din crize cum poate nu se fac din perioadele de bunăstare. Oh, da și atenție, nu mă refer aici la partea ilegală, la bani negri, la economie subterană, nu. Mă refer la afaceri cât se poate de curate. V-am dat exemplul de anul trecut, când companiile din energie au calculat, voi, umflat facturile cu permisiunea legii, atenție, cu complicitatea legiuitorului, aș spune eu, și astfel. Aceste companii s-au împrumutat practic de la populație cu sute de milioane de euro, fără dobândă, în timp ce banii se depreciau. E acum avem pe cap o altă hoție. Atenție, tot cu legea în mână! Plătim tot mai mult pentru alimentele de bază, pentru că producătorii s-ar fi înțeles între ei să crească prețurile. Asta suspectează Consiliul Concurenței, care a făcut controle inopite la 13 fabrici de zahăr, ulei și unt. Posibilul cartel ar fi umflat prețurile absolut nejustificat. Autoritatea ar putea extinde investigația la întreg sectorul alimentar. Ce se întâmplă? Se întâmplă că unii vor să profite de pe urma panicii și a haosului. A intrat Rusia în Ucraina, a sărit prețul la petrol, la cereale, probleme cu inflația, cad băncile. Bun! Hai să mărim și noi prețurile, tată! Indivizii ăștia se simt și prost dacă unii câștigă, iar ei stau pe margine și nu îi pe cetățeni. În timpul controlelor inopinate, inspectorii au cerut acces în bazele de date a 13 producători de zahăr, unt și ulei. Prețurile la alimente au crescut la asemenea măsură încât, însă, și alimentația de bază a populației este pusă în pericol. Este speculă bazat pe înțelegerile între distribuitori și producători. E absolut clar. Consiliul Concurenței s-a trezit târziu. Eh, na, ai, mă șefule, nu dormea, știa foarte bine ce se întâmplă. Dar asta e schema. Se fac controle prea târziu, durează prea mult, iar sancțiunile înseamnă mai mereu pf, apă de ploi. Că de -aia se discută de parandărături de milioane de euro, ca în cazul Otopeni. Aveți impresia că acestor companii le e frică de instituțiile statului român? Păi ele controlează statul. Au un cuvânt de spus la numirile tuturor leprelor în funcții. Și atunci veți întreba, Bine, bine, ce e de făcut? Păi, sincer, mai ai nimic. Mă, mă rog, nu acum, hai mă că vin sărbătorile, mai vorbim după aia, da? Ca să fie bine pentru toată lumea. Dar să vă povestesc ce au făcut suedezii și ceea ce nu recomand, doamne ferește, nu că e, e foarte, foarte urât, pe bune. Pe scurt, cetățenii, vă dați seama, na, niște cetățeni au postat mesaje anonime de amenințare la adresa proprietarilor magazinelor ICA, un mare lanț de hipermarketuri de acolo. Fiind vorba de un lanț, amenințările au avut de-a face cu lațul, ci că să-i spânzure. Dom'le, neapără și păzește. Mă, știam mai liniștiți de zi ăștia? Nici ăștia nu sunt ei când le e foame, a? E, ce inflație era în Suedia la începutul anului? 21%. Dar ouăle și produsele lactate sunt mai scumpe cu 30%, zahărul cu 50%. Iată ce a făcut statul suedez. Statul, da? Ministrul de Finanțe, ministrul lor de Finanțe, a zis așa. Pot doar să constat că e destul de provocator să văd că acționarii hipermarketurilor iau bonusuri uriașe, în timp ce unele familii abia au bani să cumpere mâncare. Am încheiat citatul. Așa că i-a adunat pe acționari și le-a spus că, bă, nu e firesc ca alimentele de bază să fie mai scumpe în Suedia decât în țările din jur. A, ah, și le a mai comunicat că s-a declanșat o anchetă împotriva lor. Așa, la mișto, nu? Ah, și am mai zis că. Creșterea de pensii va fi și va fi mai mare decât prevede legea. Ah, nu, 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 nu. Ăsta nu e ministrul suedez, ăsta este ministrul nostru de finanțe. Da? Cel puțin până la rotativă. Ce-o mai însemna și asta? Schimbă tricourile între ei sau ce? Bun. Haideți să vă mai spun o poveste cu scumpiri din alte țări. Uite o țară care mi e foarte dragă, mai ales după ce am fost acolo, Norvegia. Ce s-a întâmplat în Norvegia? În februarie inflația a scăzut până la 8% de la 12. Deci în Suedia era 21%, da? Cum a scăzut inflația în Norvegia? Lanțul de magazine alimentare Kiwi a înghețat prețurile și s-a trezit cu puhoi de lume. 600 de mii de cumpărători în plus în luna respectivă. Bineînțeles, apoi au scăzut prețurile toate celelalte magazine. Asta dacă vă întrebați de ce la noi... Nu, nici nu sunt înțeleși, nu. Cred că trebuie să înțelegem foarte bine un lucru. Noi, așa, ca societate. Inflația asta și orice, orice alt proces, fenomen de ordin economic, financiar, astea nu sunt venite din cer, oameni buni. Ele nu se bazează pe matematică. Economia nu e o știință. Totul în economie ține de niște decizii ale oamenilor. Dar cineva trebuie să ia aceste decizii. Iar societatea ca întreg trebuie să știe ce vrea. Și, și statul, bineînțeles, adică oamenii care îl conduc la vârf, să știe cu ce se mănâncă economia. Și, desigur, dacă se mai găsește așa ceva, să aibă și ouțe. Greuți, nu? Mă rog, după ce ne-am strofocat noi cu ancheta asta asupra înțelegerilor din piață, ne-am dat seama cât de confuz se exprimă totuși Bogdan Chirițoiu, șeful al mare de la Consiliul Concurenței. Dacă suspiciunile celor de la concurență se confirmă, producătorii riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri. Rezultatele anchetei nu le vom afla mai devreme de 2 ani. Ne-am uitat la alimente, la tot sectorul de alimente de bază, dar nu e exclus să apară noi investigații în, în viitor. Să nu vrem să stea lumea liniștită, să creadă că a scăpat și că pot să facă orice. Ce e asta? Nu e exclus să apară investigații pe viitor, dar pe prezent gata? Ci că ne-am uitat la tot sectorul alimentar. Cum te-ai uitat, tovarășe? Te-ai urcat pe casa poporului? Pe la lui Daniel? E, nu, am dat așa o geană de pe balcon la tot sectorul, bă, mai e bine, e bine, e ok, nu, nu, nu se fură, nu sunt înțelegeri, nu, hai mă. Da, e, cam așa arată, dragii mei, bătaia de joc. Asta voiam să vă spun. Bătaie de joc în formă continuată. Totul e o mafie, e unită. Cum era aia cu, domne, noi politicieni merităm salarii mari și pensii speciale pentru că noi, spre deosebire de mineri și macaragii și vânzători la tarabă, păi noi nu avem voie să facem afaceri, domnule. Sfidarea uriașă unui lider PSD din Cluj se laudă cu platoul cu carne de la restaurantul pe care îl deține, care are un preț de 1200 de lei. Puțin dintre votanții frecvenței PSD se pot atinge de astfel de produse prezentate cu lejeritate, de un politician plătiți cu bani, plătit din bani publici. Avem platou Chicago al partenerului meu din, din, America. El a pus numele și e singurul platou unde e găsiți mici făcuți la noi în casă, cârnăcior făcut la noi în casă, casă. tomahawk. Mușchileț de vită, topul de pe lume mușchilețul de vită Aici aveți burger, cel mai bun burger care îl puteți mânca în Cluj Și tot ce vedeți aici pe platou, specialitate, 1200 de lei Ați văzut, da? El însuși, un un platou unic, amestec de nimic cu partid politic, cu gargară, cu bâlbâl, -bâl, cu mulți bani Bani, înnebuniți după bani sunt ei Păi credeți că omul face altceva decât afaceri? Iar partenerul ăla din America, așa cum zice el, de ce credeți că s-a asociat cu un șefuleț pesedist? Pentru afaceri, Bosangeles, Angeles, pentru bani, pentru influență, normal. Managerul spitalului din Găiești, din preură, dacă îmi permit să spun așa, cu medicul anestezist, cred că e singurul, da? Domnule, amândoi sunt acuzației că își încarcă mașinile electrice pe banii spitalului. În acest timp, primăria din Găiești le oferă lunar bani pentru transport. Deci furtul e dublu. E ciordeală de curent și ciordeală de bani. Bine că la final nu vor și daune pentru că fură. Cam asta ar fi morala. Îmi place însă de anestezist. De el nu se aude nimic. Asta înseamnă tată să ai mână ușoară. Respect. Apropo de șmecheri, șeful CJ Constanța, cel care a înjurat un polițist local și a dat și în el. Iată cât de frumoasă e de fapt povestea. La ieșirea din tură, polițistul local a raportat, spune el, șefilor cele întâmplate, dar nimeni nu a luat nicio măsură. Organele de poliție locală aveau obligația să sesizeze mai departe organele competente, respectiv parchetul, în contextul în care apreciau că a fost săvârșită o infracțiune. Șeful poliției locale își menține părerea că evenimentul nu trebuie raportat. Că mă întrebam eu ca prostul acum vreo două zile. Dumne, dar de ce și-o fi dat polițaiul demisia? E uite de ce. Pentru că totul e băgat sub preș. Pentru că probabil șefii nu i-au făcut nimic, dar i-au șoptit așa. Băiatul, mai bine-ți vezi de drumul tău, da? Poate ai altă treabă și noi te reținem. Anchetatorii verifică și cine a făcut publice imaginile. Dacă vor stabili că un angajat al poliției locale a înstrăinat imaginile, acesta ar putea fi cercetat pentru divulgare de informații clasificate. Ah, asta e mereu problema jegurilor de autorități. Domne, cine a zis mie să-mi spuneți de unde s-a aflat, domne? De unde s-a aflat? Păi ce facem? Ne turnăm aici între noi? Problema lor, a acestor mizerabili, nu e abuzul, nu e continua tentativă de a ascunde rahatul sub preș. Nu! Problema lor e cum s-a aflat. Bă, de ce s-a aflat? Bă, că noi am vrut să nu se afle. S-a aflat că așa este oamenii. Omul e un animal bârfitor. Un subofițer gardian de la penitenciarul de maximă siguranță Giurgiu a fost prins de polițiștii antidrog în timp ce la intrarea în tură avea în bagajul personal aproape 400 de comprimate cu substanță dopantă cu grad de mare risc. Mă rog, aici cred că știrea, la modul real, ar trebui să fie astfel. Un subofițer de penitenciar a fost prins în timp ce introducea droguri în pușcărie, iar ceilalți nu. Altfel, să știți, se lucrează. Un drum din Vrancea, în care s-au investit milioane de euro, s-a surpat cu câteva ore înainte de inaugurare. O alunecare de teren a îngropat toate planurile și promisiunile autorităților. Explicația? Constructorul n-ar fi știut că pânza freatică este la mica adâncime. Și asta, deși teoretic, s-au făcut studii și prospecții înainte de lucrări. Păi cine a pus, mă, pânza freatică la suprafață? Nu v-am zis să o îngropați ca lume. Incredibil, uite acum dezastru. Mă rog, bine că nu e vorba de bani mulți, doar vreo 17 milioane de euro. Vorba aia, nu ți ajung nici să plătești o șpagă ca lumea în București. Și nu în București, pe centru acolo. Nu, tat? Vorbim de otopeni. Deci, sectorul agricolilfov. Dar să știți că sunt și părți bune cu vremea asta. Cum vântul a bătut cu putere încă din timpul nopții, turbinele eoliene din sudul țării s-au învârtit continuu. O singură turbină produce 2 MW pe oră, ceea ce înseamnă energia necesară pentru a alimenta un sat întreg. Ba, mă, bă, băi, mare grijă să nu decoleze naiba. Trei eoliene de-astea ridică satul, la cer imediat. E, domnii țărani, să aveți mereu un buzunar, o felie de brânză, un colț de mămăligă, pentru că nu știi, bă, când și unde aterizezi. Instituțiile publice. Ah, ah, vai de bine. Am vrut să abordez în seara asta și un subiect mai delicat. Se spune că nu e deloc ușoară treaba asta cu celebritatea. Și chiar dacă de multe ori oamenii celebri care spun asta se alintă, de parcă nu e tot alegerea ta să ieși din lumina reflectoarelor, sunt de acord că e foarte greu să fii celebru când viața ta privată și convingerile tale despre lume. Sunt în totală contradicție cu ceea ce spui public și mai ales cu felul în care ești perceput ca persoană celebră. Pentru că oamenii au tendința asta să-i ridice pe unii sus de tot doar pentru a se bucura apoi de căderea lor. Că și de aia suntem aici cu țara, să știți. Am împins tot felul de incompetență, intre în politică, să candideze, noi făcându-i să creadă că ei pot, că ei știu. Ai iure! Așa că vă rog eu frumos, lăsați-mă în pace. Nu candidez la nimic, candidați voi. Știți cazul Anei Morodan, am discutat și noi aici. Dar una e să sancționezi derapajul, mai ales că ar fi putut să moară oameni acolo, și alta e să dai drumul unui asemenea val de ură de care algoritmii se bucură nespus. Este inimaginabilă violența de pe rețele. Uite, îl știți pe băiatul ăsta? A venit Dani și nu poți să stai E mare pe cu noi, deci pe hai M-am întors cu o piesă de tot Doamne, dăm puțin noroc Doamne, dăm puțin noroc Deci cântăreți, da. Ok, mulți spun acum, a, nu se poate, cum bagi în seamă un asemenea personaj la această emisiune? Oameni buni, dragi părinți și copii, trebuie să discutăm despre toate astea. Să stabilim clar, bă, asta e bine, asta e rău. Că nu mai știm, nu mai știm nici noi. Nu știu copiii, bineînțeles. Băiatul ăsta are un milion de urmăritori pe TikTok. Înțeleg că i-au dat contul jos, măcar atât. E, acest tip a intrat pe Twitch, unde a zis între alte mizerii că Ana Morodan ar trebui bătută, închisă în lanțuri, ce -o însemna asta. Iată și titlul dintr-un ziar care face bani cultivând mizerie și non-valori. Zani tună și fulgeră. Deci nu zania, a sărit calul, nu Zani e tâmpit, nu tună și fulgeră. Da, presă. Așa numesc probabil cei care lucrează acolo ceea ce fac ei. Ei e plin de copii dezorientați care n-au nimic în cap și care ajung să fie urmăriți de milioane de alți tineri ce ajung să creadă în lipsa educației că asta e calea, domnule. E noi trebuie să le spunem, bă, asta e calea dacă vrei să-ți distrugi viața. Pentru că, iată, mai devreme sau mai târziu, cum spune și Taleb în cartea Când pielea ta e în joc, prostul i-a adus de viață la nivelul lui. Și dacă tot am ajuns aici, ce ați mai citit în ultima vreme? Cum? Roșu și negru? A, frumos! Nu? A, pe domnul Dan Negru! <gânghe> am înțeles. Și scrie bine? Cam a am, am înțeles. Ia să vedem. Exmatriculați loazele din școli, redați-le puterea profesorilor. Azi profesorii umblă în vârful picioarelor să nu-i deranjeze pe elevi profesorul care îi spune unui elev că e prost ajunge breaking news la televiziuni, ci că spunându-i adevărul, elevul poate să cadă în depresie. Cirezile de proști sunt protejate de lege. Azi, regulile din școli sunt ca cele dintr-un azil de bolunzi și în locul doctorilor sunt profesorii care umblă în vârful picioarelor să nu-i tulbure pe bolnavi. Ok respirăm și comentăm. Domnul Dan Negru, aflat într-o poziție privilegiată, unde a ajuns pentru că a muncit foarte mult și a fost el foarte, foarte deștept, desigur, în loc să practice recunoștința și să încerce să pună umărul la o lume mai inclusivă, crede într-o lume în care trebuie educați doar ăia care se califică, domnul. O lume în care elementele perturbatoare trebuie eliminate, în care nu se acceptă greșeli, în care să fim noi, cei deștepți și bogați, eventual albi și heterosexuali și ei, needucabili. Superb, nu? O lume minunată în care. Și ca să apere ideea acestei lumi de care omenirea vrea să se depărteze cu totul, domnul negru, care îl apără un pic și pe proful nesimțit care îi jignea pe studenți la jurnalist, Domnul Negru așadar spune, uite, ajung copii să bage cuțit un profesor la școală dacă nu-i exmatriculăm pe derbedei. Vedeți că am dreptate! Un incident șocant la o școală de elită din București. O profesoară a fost înjunghiată de un elev de 16 ani. Băiatul a intrat cu un cuțit în sala de clasă și a atacat-o pe profesoara de japoneză pentru că voia să le dea un test. E, ce trebuie să înțelegem? Mintea noastră e concepută să facă povești cu sens. E, cu cât e mai needucată, mai necitită, mai obtuză. Ea găsește cauzalitate acolo unde poate nu există nici măcar corelație. Așa apar conspirațiile, așa apar scenariile apocaliptice. Adică, mintea domnului negru, la fel ca a doamnei Șoșoacă, de pildă, funcționează pe principiul. Un copil a înjunghiat un profesor la școală. Deci, dacă eliminăm pe din școală, atunci profesorii nu vor mai fi înjunghiați. Desigur, n-ați mai fi în fața televizoarelor la această emisiune, dacă ar trebui să vă explic în câte feluri e greșit acest raționament. Și sigur că totul pleacă de la educație. La care cei care fac legi la noi se raportează cu totul și cu totul greșit, ignorând, practic, realitatea, direcția în care a luat-o lumea asta. De mult, nu de acum. Altfel, nu pot spune așa ceva despre legile actuale ale educației. Nu sunt doar bune, ci și extrem de necesare. Nu, dragă doamnă, legile acestea nu sunt bune. Și nu doar specialiștii adevărați în educație vă pot lămuri în legătură cu acest aspect, ci și o privire așa, fără pretenții exhaustive, asupra ceea ce au făcut deja alții pentru a schimba educația, pentru a o lega de realitate, de piața muncii, de revoluția asta tehnologică pe care o trăim. Noi, decuplați de la toate astea, ne lăudăm cu legi care vor pregăti în continuare tinerii pentru trecut, nu pentru viitor. În aceste condiții, vorbele care îi sunt atribuite lui Mark Twain sunt mai actuale ca niciodată. Nu lăsa școala să strice educația.